altele voastre. Oana Zamfir și Lucian Mândruță. Odată când sunt primită într-un platou cu aplauze, la știri, să știți că nu e așa. Să știi că ar fi interesant un jurnal de știri cu aplauze. Ce să propunem, dar garantez că o să fie doar aplauze. Da. Dar să știi un lucru, că nici roșii nu vor fi, pentru că la cât costă în ultima vreme, sunt cam de dus la amanet. În seara asta însă noi amanetăm toate necazurile și sărbătorim 10 ani de Digi24 cu un Breaking Show special! Cu invitați de seamă, cu provocări pentru colegii noștri, atenție, pe care îi veți vedea așa cum nu i-ați mai văzut niciodată. Cu muzică, umor, cu de toate, un show-urma total. Un ce? Un show-urma, adică... Un show urma, spectacol din ăsta cu de toate. Da. Nu-i bine? Da, mă rog. Bine, hai că ne-am luat cu vorba, ne așteptă invitații. Cu ce-i primim? Cu brațele deschise și chef de digistracție! Chiar așa! Da. Digistracție. Da. Lucian, ești aproape, hai eu. Strălucitor. Hai să îi mai lăsăm și pe alții să strălucească, doamnelor și domnilor. DJ Mircea și bandul nostru. Breaking Bad. Urmează informații cu puternic impact educațional, dar mai ales distracțional. Ți-a plăcut asta? Am plâns, nu. Da. Senzație. Sunt fier. E greu să-l impresionez pe Lucian. Sunt fier ca piftia. Doamnelor și domnilor. Știința din farfurie pe înțelesul tuturor, cu profesorul Dan Vodnar. Întrebare. E inspirată de piesa cu care v-a întâmpinat colegul nostru, DJ Mircea. Întrebarea este dacă se poate face omletă din ouă de țestoasă. Comestibile? Toate ouăle la care ne putem gândi, adică ouă de porumbel, ochiuri de porumbel, de vrebiuță, de vulturi. Merge? Merge. Ați gustat? Am gustat unele dintre ele, dar vreau să vă spun că omletă din ouă de broască țestoasă se întâmplă, însă nu în România. De cele mai multe ori, Cuba sau Malaezia sunt țările în care aceste ouă sunt gătite, iar bucătarii, șefii renumiți, utilizează practic ouăle de broască țestoasă acvatice. După toate cunoștințele pe care eu le am, toate ouăle de la păsări sunt comestibile. De ce există această legendă zicală? Că dacă vrei să verifici... Dacă un ou e bun de mâncat proaspăt, îl scufunzi într-un pahar cu apă, dacă e stricat, se ridică la suprafață, dacă e bun, se duce la fund. Haideți să vedem. Ia să vedem. Da. Să ne punem halatul de știință și să ne apucăm de primul experiment. Wow! Haideți să vedem ce spun cele două ouă. Suspans. Minunat! Se vede foarte clar că oul proaspăt se regăsește la partea inferioară a acestui recipient, iar cu cât este mai vechi, se va ridica la suprafață. Bun, pasta înlămurit-o. Zic că ar fi foarte bine dacă am putea să verificăm tot așa și promisiunile oamenilor din guvern, să zicem. Le ascultăm, îi ascultăm ce au de zis, îi scufundăm într-o piscină, dacă se duc la fund, îi votăm mai departe. Da. Dacă rămân la suprafață... Da. Îi schimbăm. Dar mai am o întrebare absolut științifică. Nu știu dacă ați observat. Când pui sarmalele în oală, le pui orizontal, da? Ca la plajă. Sau toate ca la Mamaia. Ok? Cum era Mamaia înainte să lungească plajă. Bun. Și stau așa una lângă alta. De ce nu le pune, domnule, vertical? Senzația mea este că dumneavoastră vreți să obțineți sarmale, varză. Da, mi s-a făcut foame. A la Cluj. Exact. În momentul în care sarmalele practic sunt suprapuse unele peste celelalte,
dacă sarmalele ar fi puse pe verticală, sarmalele din vârf le-ar teși, le-ar deforma pe cele de la nivelul inferior al oalei. Pentru că am amintiri frumoase cu cozonacul de când sunt mică, țin minte că mama îmi dădea tot timpul peste degete. Nu pune mâna pe el când e scos din cuptor, că ți se lipește de stomac. Domnule profesor, e momentul adevărului. De ce trebuie să-l lăsăm să se răcească? E cel mai bun atunci când e fierbinte. Ei bine, dacă consumăm cozonacul fierbinte, în mod normal miezul cozonacului devine o mastă lipicioasă. Acea mastă lipicioasă noi nu o putem mastica suficient de bine și ajunge în stomac. Totuși aș rămâne tot la cozonac și aș discuta puțin despre procesul ăsta de gătire. Din perspectivă etică, de ce se ia coca la bătaie? Adică e ok să mâncăm un preparat născut din violență? Nu conține niște traume pe care ni le transmite și nouă? Asta v-ar putea răspunde cel mai bine un psiholog. Această cocă se bate pentru a se omogeniza mult mai bine ingredientele și pentru ca proteinele să devină mai relaxate în interiorul acestui aluat. Trebuie să vă opresc aici, pentru că noi la televizor nu avem voie să glorificăm violența. Să nu se umple drojdia în tine, Lucian. Te rog. Ok. Te rog, eu mult. Nu reușește un cubuleț de drojdie să umple Dita Maelighianul? În momentul în care punem drojdia, drojdia este de fapt cea care face magia în cozonac. În sensul că ea transformă glucidele, partea dulce din aluat, în colesterol. Alcool etilic, atenție, în alcool. Mai bine decât și colesterol. Și dioxid de carbon. Așa. Și dioxidul de carbon, de fapt, afânează întreaga masă. Nu. Dioxidul de carbon încălzește planeta? Încălzește și planeta, corect. E perfect atunci. Doar că concentrațiile sunt extrem de mici. Nu de acolo vine problema încălzirii globale. Am și eu o curiozitate. Dai cu ceva în piftie, trebuie să sară sau nu? De exemplu, nu știu, o minge de tenis. La Simona Halep acasă, când servește piftia. Sare mingea sau nu sare de ea? Cum trebuie să fie? Foarte bună întrebare. Aici fizica ne învață că există un echilibru al gelurilor și cu cât trece mai mult timp, cu atât gelul se solidifică mai bine. Asta înseamnă că piftia, dacă o răcim într-o cameră unde temperatura este undeva la 10 grade, timp de 3 zile, deci în București, gelul, practic. Da, în București. Gelul devine unul mult mai puternic, spre deosebire de răcirea piftiei în frigider. Deci ați auzit, care aveți centrale individuale, veniți la noi în București să vă răciți piftiile. Domnule profesor, ne-ați spus înainte de filmare că aveți o provocare pentru noi și mie îmi sună așa dulce. Îmi plac provocările. Așa este. Și vă invit la masa cu experimente și să de vedem noi? Despre ce este vorba. Oh. Sigur. Hai. Avem tort! Bun, hai să vedem. Sigur că metoda clasică de tăiat tortul este cea în care secționăm un tort în triunghiuri. Ei bine, am fost surprins să aflu că în literatura de specialitate există un domn care se numește Francis Galton, care în anul 1906 a chiar publicat într-o revistă prestigioasă, în revista Nature, o metodă diferită de a tăia un tort. Un tort sau tortul să-l secționăm longitudinal din partea de mijloc a bucății de tort sau a tortului propriu-zis. Sigur, bucata cea mare, care dintre voi o primește? Păi unde încape un oală întreagă de sarmale, intră și cea mai mare bucată. Taci din gură, lasă-l pe om să se concentreze. Știi cu ce seamănă? Un pic cu slăninuța, dacă... voia să spună bacon. Bacon. Adevărul este că dacă mâncați acest tort, veți avea mai multă slănină cu siguranță. Clar, da, voi deveni producător. Perfect. Și ce ne spune Galton? Că în momentul în care am secționat tortul pe lungime, există posibilitatea de a-l uni. Deci okay. Unim tortul pentru simplu fapt că în interiorul tortului, practic unde am secționat, există posibilitatea ca moleculele de apă să fie eliberate, de fapt să se usuce tortul. Iar în modalitatea sau în momentul acesta, sub forma aceasta, secționat tortul, practic tortul va avea aceeași umiditate. Mulțumesc tare mult, n-am mai văzut niciodată. Mulțumesc tare mult pentru demonstrația delicioasă, mulțumim frumos! Am aflat, dragilor, cum puteți să păstrați tortul mai mult timp și în același timp, rotund, și în același timp să-l mâncați. Asta e magie. Să aveți un an nou bun, delicios, plin de preparate și experimente pe care doriți dumneavoastră. Hai să băgăm publicitate, să mâncăm și noi. Mulțumesc frumos! Mulțumim!
să vorbești din viitor? Cum să fiu eu? De-abia aștept să mă culc și eu. Da, da. E complicat cu parașutiștii. Niciodată nu știi de unde bate vântul. Te trezești cu ea acasă mai devreme. Se poate să fi fost, dar eu am făcut alegerea greșită. Începe anul nou alături de Digi24 și de un spumant de poveste. Cuve de purcari. Fă cât mai mult zgomot în noaptea dintre ani, se zice. Și lasă farfeca deoparte că-ți stai norocul. Haina să-ți fie roșie ca focul, iar somnul dulce să-l lași pe altă dată. Și nu cumva să-ți scape sărutul de sub crenguța cea de braț. Noi însă zicem că de anul nou există o singură regulă. Să-l începi cu un spumant de poveste. Cuvée de purcari. Top 10 cele mai bune spumante ale lumii. Fetița salutate. Dacă nu mai ascultă cântecele de adormit copii, e pregătită să-i faci card pe loc. Deschide ING Young gratuit direct din home. Las-o pe cont propriu. Dacă-i Kozel, e țapăn. Încearcă berea țapănă din Cehia. Kozel Premium, gustoasă și ușor de băut. Și Kozel Dark, surprinzător de răcoritoare. Kozel, creat în Cehia, iubită în toată lumea. Acest mesaj e pentru tine. Tu, cel care te trezești în mijlocul naturii. Sau tu, cea care postezi din inima festivalului. Chiar și tu, cel care descoperi lumea scrollând de la birou. Vreau să știi că te poți baza pe noi, oriunde ai fi și oriunde ai ajunge. Semnat Digi, rețeaua mobilă cu cea mai mare acoperire din țară. Alege acoperirea mobilă numărul 1 din România și beneficiază de tot ce înseamnă Digi. Tehnologie de top, semnal stabil, preț avantajos. Portează-te și tu în rețeaua mobilă Digi. În anul ce vine, să-ți fie mai bine, să ai un an nou mai bun, plin cu de toate și sănătate. Ne străduim să-ți aducem cele mai bune oferte și la anul. Și-ți mulțumim că ne alegi pentru cumpărături. La Profi mulți ani! Ah, vecinul nostru iar are probleme cu tusea. Gata, știu! Mucofortin? Mucofortin fluidifică secrețiile din tractul respirator și îmbunătățește expectorația. Mucofortin. Și tusea îți dă pace. Acesta este un medicament ce conține acetilcisteină. Citiți cu atenție prospectul. Unde pleci? Am uitat de cadou. Dacă mai sunt cadouri de luat, sărbătorile nu s-au terminat. De Boxing Days la EMAG ai super oferte până în ultima secundă a anului. Cum ar fi pilota matlasată Ultra Sleep Somnart din microfibră la doar 29 lei. EMAG. Tuturor ne plac, dar când e să le spunem pe nume... Cum se zice? Crembuș? Crembuș, cu nu. Cremfox, mai simplu. Cremfox, și mai simplu și mai gustos. Începe anul nou alături de Digi24 și de un spumant de poveste. Cuve de purcari. Pe 10 ani de știri v-am adus zeci de mii de informații, unele mai importante decât altele, adevărat. La Breaking Show ne-am propus să facem o retrospectivă a celor mai însemnate știri ale acestui deceniu. Înainte de a începe, o invit alături de noi pe colega noastră care vine direct din Clubul Select de Business, Ligia Munteanu. Ce apariție! Mă simt din ce în ce mai bine la Breaking Show. Ligia e strălucitoare. Cam ca mine, așa. Politicos, politicos, Lucian! Da, da, Oana, știi că în spatele fiecărui bărbat strălucitor se află o femeie ravisantă. Trebuie să știi. Mulțumesc! Dar nu știam că suntem la emisiunea Complimente, dar iată-ne! N-ar fi rău, mie
Mie mi-ar plăcea să știi, aș putea să țipă la miezul nopții, dar nu știu dacă se mai uită cineva. Bun, 2012. Octombrie, Felix Baumgartner sare de la aproape 40 de kilometri înălțime din stratosferă până în sfera de influență a Mihaelei Rădulescu. Aterizat cu bine acolo, da. Încă sunt împreună, au o relație frumoasă, deși lui Felix în continuare îi place mai mult în aer decât tata. Aha, așa. Adică n-a fost loc cu Mihaela, n-a fost. Este complicat cu parașutiștii, niciodată nu știi de unde bate vântul, te trezești cu ea acasă mai devreme, ce te faci? Eu zic că scafandrii sunt mult mai previzibili. 2012 a fost un an important pentru sportul românesc. 12 medalii la Cupa Europeană de Gimnastică Feminină, 9 medalii la Jocurile Olimpice de la Londra. Stai, frate, că a fost în 2012. Da, nu voi entuziasmați, a fost de mult. Asta e important, a fost. În sport, Simona Halep câștigă 6 titluri WTA, demonstrând la fel ca Hagi că cei mai buni sportivi români sunt români. Eu simt că este momentul să mergem mai departe spre 2014. O veste zguduie plaiurile mioritice. Sunt sentința definitivă în dosarul transferurilor. Copos, Meme Stoica, Borcea. Zic mai mult să ajungă pentru toate doamnele. Becali și mulți alții ajung după gratii. Lovitură grea pentru fotbal, dar excelentă pentru beletristica românească. S-au scris în total 54 de cărți ca să scape mai repede. Ai carte, ai parte. Mi s-a părut că au scris bine, adică domnii procurori. Mai scotociți un pic prin dosare, promit să fiu primul la librărie la următoarele volume. Eu aștept volumul 2, cel puțin din mai multe opere și filmul, dacă se poate. 2014 a fost un an greu pentru încasările restaurantului Golden Spritz. Traian Băsescu se mută din Cotroceni și lasă masa tristă și goală. Da. Da. Țara schimbă în 2014 un președinte care funcționa cu minim o baterie de vin pe zi, cu unul care funcționează doar pe baterie. Nu! M-am ocupat și eu de asta, am fost la Paris, la ambasadă. De domnul președinte în funcție, te rog, că... Nu? Amintește-ți, la primul mandat a avut o calitate imensă. Nu era Victor Ponta. Așa e. Și la doilea mandat a avut o calitate absolut fabuloasă. Să nu fie Dăncilă. Bravo! Dorim să ai un an nou ca în filme. La fel, la mulți ani și vouă, la mulți ani tuturor. Să avem Mulțumim. Un an superb. Mulțumim tare mult, Ligia. Breaking Show continuă. Sunteți la Breaking Show și bine faceți. Petrecem în continuare împreună timp de calitate și de distracție. Mai avem un pic până îl concediem pe 2022. Gata. Du-te. Avem imagini în direct din viitor. Raul Gheba este în direct acum cu noi din Kiribati. Locul în care anul nou ajunge prima dată. Practic. Mi se mai spune și insula Crăciunului și e mult mai ușor de pronunțat așa, Oana. Raul, bună seara! Cum e acolo? Absolut oribil. Aoleu! E dimineață deja, toată lumea e la somn, suntem cu 12 ore înaintea voastră. Adică cum sunt 12 ore? Da, ok, da. E oribil, într-adevăr, în spatele tău văd. Cum e să vorbești din viitor? Cum să fie, mă, eu de-abia aștept să mă culc și eu. Am stat cu mega stres să nu adorm și să ratez transmisia, așa că am început anul obosit. Raul, da. Cum te-ai distrat? Ce obiceiuri au oamenii acolo de Revelion? Care e atmosfera? Oh, fantastic. În primul rând vreau să-mi rog familia să-mi păstreze și mie niște sarmale și câteva felii de cozonac, că pe aici e jale. Nu ți-au plăcut preparatele tradiționale de acolo? Păi ce să-mi placă, mă, în locurile astea, în afară de pește și cocos, nu găsești nimic. La 12 noapte am ciocnit două nuci și gata, la mulți ani. Dar te-ai împrietenit și tu cu localnici? Unde locul de adunare de Revelion acolo în Kiritimati? Păi zic că e o rupă chiribateză dintr-o asta, adică oamenii se adună pe stradă, na. Unde pe stradă? Adică au un loc anume, vreo piață, bulevard, celebru, vreo faleză, ceva de vis așa frumos? Lucian, ca la noi? Nu e nimic de vis aici. Strada pe care se adună cea mai celebră stradă din toată insula, că e singura. Ah,
Alta în afară de ea nu există. Au o singură stradă și aia plină de gropi. Am rămas cu tot camionul în groapă. Mi s-a făcut doar de gropile din România. Auzi, eu nu mă așteptam la atmosfera asta. Eu credeam că o să fie încântată. Da, Raul, de ce l-am trimis? Foc de artificii ceva. Se poate să fi fost, dar eu am făcut alegerea greșită și am petrecut miezul nopții la Paris. Adică, stai, ce treabă are Parisul cu Kiribati? De ce spui că a fost greșită alegerea asta? Păi Kiribati, localitatea asta de mă chinui să o pronunț, e împărțită în patru localități. Londra, 1899 de locuitori, Polonia, 404 locuitori, Banana cu 1200 de suflete și Parisul care e părăsit. Aha. Foarte interesante numele. Deci cum stai că mai două capitale... Exact. Țară și un fruct. Care e explicația pentru asta? Ai aflat pentru numele astea? Explicația e clară. Explicația e că e un om care n-a avut imaginație când a botezat localitățile. Oricum, am auzit că Banana e cea mai dotată localitate. Acolo e și aeroportul pe care am aterizat. În Londra și Polonia n-am ajuns și nici n-am de gând. E și cum a fost să petreci Revelionul în Parisul părăsit? Ceva ce n-a văzut Parisul. E o experiență pe care nu vreau să o mai trăiesc niciodată. Mor de foame, mor de frig. A fost 12 noapte, l-am ținut în brațe pe operator, că n-aveam cum. Bine, bine, mai lasă, mai bine zi, ce-ți dorești pentru 2023? Pentru 2023 îmi doresc să nu mai aveți idei din astea crețe și să mă trimiteți în transmisiuni din locuri exotice. Bine, Raul, îți mulțumim. Drum bun la întoarcere. Mersi, pup avionul când îl văd. Și noi, și noi te pupăm pe tine, Raul, ai grijă. Cupa Fake News, da, avem 3 etape. DJ Mircea! Am crezut cum două dedicări. După ce se încheie ce vedeți în spatele meu, o să cânte Andra, un concert. Incredibil! Dar adevărat. Fantastic! Începe anul nou. Show continuă cu un super concurs, Cupa Fake News. În aplauzele voastre intră în scenă concurenții. În timpul liber o găsiți plimbându-se în natură, făcând sport la sală sau în confortul canapelei cu o carte în mână. Mihaela Brazdeș. Bună seara, Mihaela, te rog. Bună seara. Să știi că și canapeaua noastră e confortabilă. Te rog, chiar mai confortabilă. Următorul nostru concurent este... Stai că mi-am notat că e complicat. Singurul oltean ungur din Petroșani care nu a călcat niciodată în mină. De cărbuni e bine de specificat în vremurile astea. Robert Kiș. Iar cel de-al treilea concurent este un om pasionat de balet, profesionist în dansuri populare. Când nu se dă cu placa, sare cu parașuta. Andreea Brașovean! Noi la Breaking Show. Bună seara, dragilor. Bună seara, bine v-am găsit. Foarte frumos. Este un concurs Cupa Fake News, da, avem 3 etape. Prima etapă vă prezentăm o serie de știri. Trebuie să identificați care e falsă și care e adevărată. Scrieți, o să primiți niște tablițe, scrieți răspunsul după ce auziți știrea. O comentăm și apoi dezvăluim răspunsurile voastre. Prima știre sună cam așa. Pentru că au greșit casa pe care vrea să o jefuiască, voiau să o jefuiască, 4 hoți și-au cerut scuze, au făcut curățenie și au plecat. Adevărat sau fals? Mai vreau și eu niște hoți din ăștia acum după sărbători, știi? Credeți că au fost mulțumiți de rezultat? Adică i-au mai chemat oare și altă dată? Da, sau poate au recomandat unor prieteni. Nu? Nu? Nu știu dacă e adevărată știrea, dar dacă e, sper că au rămas prietenii. Bun, sunteți curios să aflați răspunsul? Da. Este cât se poate de fals că știrea n-ar fi adevărat. Haideți să vedem răspunsurile. Ia. Adevărat, fals, fals. Am luat punctele. 10 puncte. 10 puncte acolo, bravo. Bravo, Andreea. Bravo.
Oana, hai să și povestim știrea asta despre ce e vorba. Sigur, s-a întâmplat într-un orășel de lângă Florența. Cei patru hoți au intrat în casă chiar la ora la care proprietarii luau masa. I-au încuiat într-o cameră, au furat niște ceasuri și bijuterii, dar bandiții înarmați căutau cu totul altceva. Da, și într-un final și-au dat seama că intraseră în casa greșită și-au cerut scuze politicoși, după care au pus la loc toate lucrurile deranjate. Și-au șters cu grijă toate urmele pe care le-au lăsat în casă, iar în pivniță, unde au zăbovit mai mult, au șters cu clor. Mergem mai departe la următoarea știre. O nouă lege va obliga cântăreții de manele să aibă POS la ei pe toată durata cântării pentru a le da petrecăreților bon fiscalizat după fiecare dedicație. DJ Mircea! Am crezut că îmi dă o dedicație. Bine, am înțeles. Inima mea, ca să zic așa, vă rog să scrieți dacă este adevărată sau fake news. Mie mi se pare foarte ok proiectul, pentru că, de exemplu, tu îi lipești banul manelistului pe frunte, el îți lipește bonul fiscal și atunci toată lumea e fericită, mai ales ANAF-ul și mai ales dacă e fără număr. Dacă e adevărat informația, probabil e o conspirație a producătorilor de aparate POS cu ANAF. O conspirație. Ar putea fi. Da, sunt interese mari la mine. Adevărul, momentul adevărului, știrea este falsă. Hai să vedem ce ați spus voi. Adevărat. Niciun punct, îmi pare rău. Nu? Să vedem următoarea știre. Vai, îmi place atât de mult asta. O companie le-a recomandat clienților să-și țină pisicile mai mult în brațe dacă vor mai multă căldură. Sună bine, dar hai să vedem. E adevărată, e călduță, e falsă, e fierbinte? Cum e știrea asta? Eu înțeleg motivația, dar totuși vorbim despre o companie de energie. Da. Vedem care sunt vremurile acum. Chiar și-ar periclita imaginea o companie de genul acesta dând un astfel de sfat, nu știu ce să zic. Nimeni nu-și periclitează vreodată imaginea cu pisici. Da, mă întreb, oare prețul e plafonat în funcție de cât de multe pisici ai? Până în două pisici... Se numără furicii, nu pisicile. Asta e adevărată, fraților! Luați pisica în brațe! Uite, Andreea a fost singura care eu s-a cred gândit. În pisici. Iar mi-a gândit pe pisica de acasă când a răspuns. Andreea a mai primit încă 10 puncte. S-a întâmplat cu adevărat chiar în Marea Britanie, unde în mijlocul unei crize de energie, când iarna trecută, facturile au rat-o razna, unul dintre cei mai importanți distribuitori a dat acest sfat. Eu mă întreb anul ăsta ce le mai sugerează consumatorilor în condițiile în care avem dita mai criza energetică. Să ne gândim la animale mai mari. Da. Țineți ursul, luați ursul în braț. Următoarea știre sună în felul următor. O femeie a băgat divorț pentru că partenerul ei o înșela. Nimic ciudat până aici, doar că partenerul era o pușă din cârpe. Da, mă, se mai satură și omul de atea scame. Serios. Ce părere aveți? E adevărat? Poate să te înșele o păpușă din cârpe? Mihaela? Mie mi se pare ridicolă știrea asta. În primul rând, în ce țară s-ar permite, nu știu, căsătoria între o persoană și o entitate de genul ăsta? Nu? Andreea? Eu mă gândesc la câte cârpe am aruncat și nu mi-a păsat niciodată de sentimentele lor. Sper că n-am greșit. Eu mă întreb cu cine a înșelat-o până la urmă. Cu mașina de spălat, storcătorul. Știrea este? Exact. Știrea este adevărată. Să știi că și eu aș fi scris fals în locul lor. Da, dar știrea e adevărată. O femeie din Brazilia, doamnelor și domnilor, s-a căsătorit cu o păpușă din cârpe. Mai mult decât atât, femeia a spus că după ce l-a confruntat pe partener cu înșelăciunea, acesta s-a deșirat de plâns și și-a cerut scuze. Am epuizat prima etapă, da. În această rundă va trebui să completați un clickbait, da? Cel care se va apropia cel mai mult de răspunsul adevărat câștigă 10 puncte. Incredibil! Dar adevărat! Fantastic! Trei românci au fost prinse la furat într-un supermarket din Statele Unite. Polițiștilor nu le-a venit să creadă ce produse subtilizaseră acestea. Ce? Ia să vă aud. Hrană pentru pisicile de mai devreme cu care se încălzeau? Să fi fost asta? Așa, Robert? Eu cred că au furat inima casierului. Iar pe romantism. Pastă de dinți? Lapte praf. Pastă au furat lapte praf. Nu o să-ți vină să crezi. Ți-am zis? Nu o să-ți vină să crezi. Exact.
Corect, și nu le-a venit Andreea să creadă. A fost singura care s-a apropiat cel mai mult de un aliment. Cele 10 puncte merg la ea. Mulțumesc. Bravo. Bun, luptă strânsă la runda asta. N-o să-ți vină să crezi motivul pentru care o tânără și-a jefuit vecinul. Andreea, care ar fi motivul tău? Nu știu, n-am jefuit niciun vecin și pe nimeni în general. Uitați-vă la fața ei, serios. Poate era un fost iubit și a vrut să se răzbune. Așa ar mai avea. Răzbunare, da. Intrigă și răzbunare. Răzbunarea e arma omului sofisticat, să Mihaela, știi. Mihaela, nu știu ce să zic. Mihaela. Eu cred că e o capcană la mijloc, pentru că poate fi vorba chiar de un fir, de trandafir din grădină, ceva de genul. Robert? Cred că de frig avea o pisică și atunci a vrut și el pisica să se încălzească. Ei bine, chiar nu o să vă vină să credeți. Tânăra și-a jefuit vecinul pentru că avea nevoie de bani pentru a plăti 30 de DVD-uri cu filme pentru adulți luate pe datorie. 30? 30? Pasionată, luați un sezon întreg. Ei bine, voi nu prea a spus pasiune. Răspunsuri nu primește nimeni. Nimic. Și acum, ultimul clickbait incredibil. De ce trebuie să înghiți un sâmbure de măslină în fiecare zi? Sigur nu știai asta. Sună la tratament. Poate să reproșesc cuiva că nu a cumpărat măslină din acelea cu răsat. Mihaela? Nu știu, ca să te... Mă antrenez pentru un spectacol de circ, nu-mi dau seama, mai ales cei care înghit săbiile, se antrenează cu sâmburele de măslină înainte. Exact. Robert a fost de data asta cel mai aproape de adevăr. Răspunsul corect, pentru că reduce senzația de foame, e un fel de tratament. Da, eu sunt foarte curioasă ce primim, pentru că puncte am tot adunat, dar nu ne-ați spus ce primim. Bun, primiți o excursie. Unde? Excursie cu... mașina acasă la voi. Și... să fie mașina personală, trebuie, nu? Să aveți și mașină. Da. Da. Generos, Lucian, generos ca de obicei. Asta e, sunt bun de manager. Și iată-ne la ultima rundă a concursului nostru, Cupa Fake News. În această rundă treaba se complică. Și de aceea trebuie să vă concentrați mai mult. Și vă oferim și ajutor. Da. Vă oferim și ajutor să-l primim cu aplauze pe actorul, improvizatorul, stand-up-ul și talentatul Radu Bucălaie. Bună seara, Radu, la mulți ani. Bună seara, la mulți ani. Mulțumesc pentru descriere superbă. Treaba este în felul următor. Radu este reporter și face prima lui transmisiune. Abia așteptăm să vedem. Din mijlocul unor evenimente. Da? În spatele lui vor rula niște imagini de la evenimentele respective. El nu le vede. Va trebui să-i puneți niște întrebări fără să-i dați indicii despre eveniment. Okay. Da. Mm-hmm. Iar dacă în primele două runde ați câștigat puncte, acum o să pierdeți din ele, din câte 10 puncte din cele acumulate de fiecare dată, când Radu se prinde la ce eveniment se află. Bun, ați înțeles ce aveți de făcut? Da, să nu pierd puncte, cel mai important. Nu prea, dar sigur o să mă distrez. Eu am înțeles. Ce? Tot. Bun. Atunci tu pui prima întrebare, Andreea. Bine. Bun, hai să începem. Radu, intri în direct în 5, 4, 3, 2. Ești în direct. Este un eveniment așteptat de toată planeta. Ai vorbit cu oamenii, ce ți-au spus? Care este atmosfera, Radu? În primul rând, bună ziua! Da, pot să confirm, am vorbit cu toți oamenii. Atmosfera este una extraordinar de liniștită. Cumva îmi dau senzația că sunt obișnuiți cu treaba asta din ce văd. Pare că e la ordinea zilei, dacă îmi permiți expresia. Eu sunt curioasă, Radu, dacă ai asistat și la pregătirile acestui eveniment, dacă te-ai implicat activ, emoțional, cine știe? Da, atât activ cât și emoțional, activ din punct de vedere că toți am donat câte ceva. Se pare că... au nevoie de lucruri, dar și emoțional, pentru că e prima dată în viața mea când văd așa ceva și efectiv sunt mândru că sunt aici în această zi glorioasă, dacă pot să o numesc așa. Te simți vinovat? Te simți vinovat? Da! Da, mă simt vinovat că nu mi-am adus soția cu mine. Cred că i-ar fi plăcut să fie acolo. Eu sunt curioasă, care este programul zilei? Programul zilei este unul destul de simplu. După ce se încheie ce vedeți în spatele meu, o să cânte Andra un concert.
Mare concert, Andra. Dar am văzut mult fum în spatele tău. Cum vă descurcați cu el? Ei bine, în curând pompierii o să ajungă aici și o să se descurce. Suntem obișnuiți, majoritatea dintre noi suntem fumători. De ce să fim? Dar drumul, cum a fost drumul până acolo? Cum a fost drumul până aici? Inițial a fost aglomerat în militar, dar după ce am intrat pe A1, ne-am dus glunț, dacă pot să folosesc expresia. Chiar pe A1. V-ați descurcat foarte bine. Radu n-a ghicit evenimentul la care se află. Ceva cu pompieri, ceva. Nu, rău. Nu. Îi spunem? Hai să-i spunem. Ai fost la lansarea unei rachete. Dar e bine dacă a cântat Andra. E perfect. Înseamnă că a fost una de succes, da? Într-adevăr. Da. Mergem la următor. Bun, vă rog să-l luați la întrebări. Vremea văd că e perfectă pentru competiție. Cum se prezintă terenul de joc? Da, vremea este extraordinară, terenul este în stare Emoțiile. Vremea este impecabilă, terenul este într-adevăr și el impecabil, oamenii sunt exaltați, ce să spun, sincer să fiu, e o competiție și am impresia că se va termina cu violență, sper să nu fie așa, dar cred că susținătorii sunt până la moarte, dacă îmi permit din o expresie. Cât de antrenată este echipa favorită, Radu, dacă poți să-i spun așa, echipa favorită? Cred că mai antrenată ca niciodată. De dimineața până seara am informații că s-au antrenat. Toți sunt extrem de în formă și efectiv vor ca anul ăsta să fie anul lor. Aha. Oh, văd că ai primit ceva, Radu. Ce ai de gând să faci cu obiectul ăla? Ce e? O să-l duc soției mele pentru că așteaptă de foarte mult timp acest cadou. Și e posibil că acesta să fie curierul. A venit fără să mă sune. Îmi cer scuze. Bun, știm că William, partenerul lui Davis, s-a accidentat etapa trecută la față. Cum e situația acum? E tot accidentat la față, pentru că rana a fost una destul de adâncă, dar e foarte important că vede ce face și asta crede că o să-l ajute foarte mult. Ai fost pe la cabine, pe la vestiare, nici nu știu cum să le spun. Care era atmosfera înainte de competiție? Crede-mă că nici eu nu știu cum să le spun, dacă tu nu știi, eu nici atât. Cred că sunt foarte înverșunați, vor să câștige toți, erau grămadă acolo, toată familia și pur și simplu au pus toți banii pe acest joc. Eu sunt curioasă, Radu, ce mănâncă partenerii înainte de a intra pe teren? Contrar așteptărilor, mănâncă o șaorma cu de toate, e o tradiție. Toți partenerii mănâncă același lucru. Bun, v-ați descurcat foarte bine, să știți, foarte bine. Râdem copios. E prima șaorma cu fân. Mergem. Auzi, ai spune lui Radu? Da, unde eram? Hai, Lucian, hai. Se numește hipism. Unde ai fost tu, era un concurs hippie. Nu e cu hipioți, și nu e cu hipioți, da. Nu. Era un concurs de călărie, sărituri peste obstacole. Bun. Dar soției probabil îi va plăcea cadoul. Mergem mai departe. Aici aș avea și eu niște întrebări. Dragilor, vă rog să aflați cât mai multe informații despre acest eveniment. Bun, Radu, ce sentimente îți trezește acest moment, de când îl aștepți? Oana, sincer să fiu, nu credeam că o să prind în viața mea asemenea eveniment. Să știi că Andreea te-a întrebat, Radu, îmi cer e în regulă. Îmi cer scuze, foarte mult aici, Andreea, îmi pare rău. Sunt extraordinar de mândru, nimeni din cei care suntem aici nu credeam că o să apucăm și efectiv suntem mândri că suntem români. Ni se întâmplă și nouă. E o inaugurare pe care o așteaptă tot Ardealul. Ai aflat de la autorități care va fi următoarea? Da, Ardealul este în delir pentru că s-a anunțat și următoarea inaugurare. O să inaugureze un ceas mare în mijlocul Clujului cu minutarul care are 80 de secunde. Bun, iar ai primit ceva, Radu, și am înțeles că toți participanții vor primi ca amintire obiectul acela. Ce vei face cu el și cât de mândru ești că ai participat la un eveniment de o asemenea învergură? N-am cuvinte să spun cât sunt de mândru. Efectiv, mă gândesc să-l pun acasă în bibliotecă lângă diploma de la Bac și cea de la Canguru din clasa 4-a. Radu, dacă mă auzi,
Va trebui să plătim ceva sau oamenii se vor bucura de gratuitate? Nu, nu, este complet gratis pentru că autoritățile presupun că am plătit suficient în viața asta. Să mai plătim și acum orice ar fi acolo, da. Da. Sunt restricții pe anumite porțiuni? Da, sunt restricții pe unele porțiuni, ești obligat să mergi pe jos. Aș vrea să ne spui, Radu, dacă ai testat până acum suprafața, să ne spui cum se simte, care sunt primele impresii. Chiar sunt în picioarele goale acum, chiar pe suprafață și efectiv se simte ca un covor persan, unde dacă ți-ai pierdut brățara nu mai găsesc care multe ațe. Da. Mulțumim, Radu. Rămâi cu noi. Voi sunteți buni! Voi chiar sunteți buni, pentru că nimeni n-a pierdut puncte până acum. Radu nu și-a dat seama unde este, dar scuza lui este că e începător, nu-i așa, Radu? Da, dar era ceva la o școală de șoferi, probabil, că era un din ăsta de jaloane, nu-mi dau seama. Spune, Lucian, spune. Hai să zică ei, că știrea e reală. Inaugurarea unei autostrăzi. Nu-ți vine să crezi. Da, așa de reală e. Avem așa ceva? Avem. Dar vreau și eu imaginile. Noi în România avem primele autostrăzi homeopate. Cât un pic, cât un pic din substanță activă din autostradă, restul da. Excipienți. Bun, hai să mergem mai departe. Andreea, preia tu situația. Sigur. Radu, ce ți-a plăcut cel mai mult la acest eveniment? Ai cumpărat ceva de acolo? Mulțumesc de întrebare, Andreea. Da, mi-a plăcut foarte mult la acest eveniment. Mi-am cumpărat de toate, de la gablonțuri, la cercei, haine și mâncare. Sunt extraordinar de fericit. Mă simt ca acasă, dacă îmi permis să spun așa. Ai fost prezent și la precedenta ediție. Ce s-a schimbat, ce s-a construit? Scuză-mă, o rudă. Am întâlnit cu un verișor. Dacă mă auzi, e foarte multă agitație acolo. Ai fost prezent și la ediția anterioară. Ce s-a schimbat? Ce s-a păstrat? Da, am fost prezent și la ediția anterioară. Sincer, anul ăsta sunt surprins să văd spuma societății. Aici sunt... Sunt doar oameni de calitate sau, cum îmi place mie să zic, oameni de teapa mea. Au fost anunțate și spectacole. Ce artiști au urcat pe scenă și cum i-a primit publicul? Din nou a urcat doamna Andra, că e peste tot. Din nou a urcat doamna Andra și la final vine și DJ Caleb, pentru că... De ce nu? Oh! Poftă bună! Ce alte preparate delicioase mai putem găsi acolo? Dacă avem asemenea mici, cu siguranță găsim și cârnăciori sau costițe. Sincer să fiu, cred că avem de toate aici. Ai găsit fete pe gustul tău acolo? Te-ai ce dat să găsesc? Fete. E plin, Lucian. Dacă te grăbești, îți poți să-ți păstrezi câteva. Vorbesc. Dar de ce îmi dai mie legătura înapoi? Am auzit că ai nevoie, în fine, nu vreau să discutăm despre asta în direct, dar pentru cineva fete avem aici... În comediile din spatele tău te-ai dat? M-am dat în toate comediile, cred că m-am dat și în căluți, dacă nu mă înșel, și în tiribombe, pentru că cel mai probabil sunt la un bâlci. Bun, top job! Radu s-a prins că este la un bâlci, în sfârșit cineva a pierdut 10 puncte. Ai, eu am pierdut acum 10 puncte. Ai dat prea multe indicii, da? Radu, mulțumim pentru toți. Bun, ne-am distrat, avem rezultatele cupei fake news. S-au calculat punctele și s-a constatat că avem egalitate perfectă. Consecință. Nu mă întrebați nici pe mine, nici pe organizatorii din Qatar. Până acum facem debriefing-ul de după eveniment. Cum v-ați simțit, Andreea, Mihaela, Robert? Eu m-am simțit foarte bine. Este pentru prima dată, jur că este pentru prima dată când am râs atât de mult fiind la televizor. Robert. Dacă tot am fost la bâlci, o să dau un răspuns caracteristic. A fost frumos, dar nu prea. Oh, glumesc. M-am simțit așa foarte bine. Glumele, mă bucur că am fost la Breaking Show. Dragilor, vă mulțumim mult de tot! Nu că de împiedicat, nu m-am împiedicat, dar de căzut era să cad. Vezi că asta de obicei duce la o candidatură pentru primărie. Să nu râvnești la știrea altuia. Eu râvnesc la știrea altuia.
următorul nostru invitat, jurnalul de seară ar fi doar o seară. De obicei e serios, astăzi este și haios, Cosmin Prelipceanu! Nu că de împiedicat, nu m-am împiedicat, dar de căzut era să cad. Bună seara, Cosmin, bună seara, să nu cazi, te rog frumos, mai stai un pic cu noi. Cum a fost 2022 ăsta pentru tine? Oribil. De ce? Oribil. Război, cu toții am trăit, trăim, ne-au dat viețile peste cap. După ce în pandemie mi-am rupt umărul drept, acum mi-am rupt mâna stângă. Ești invitatul perfect pentru Revelion. Dar e Revelion. Știe ce e diferința, e cea mai bună variantă în seara asta să ne bucurăm că am scăpat de anul oribil 2022 sau că vom scăpa. Da. Și cine știe ce ne rezervă 2023. Are tot sensul din lume. Deci la fiecare breaking news tu te accidentezi. Ești la breaking show, era să cazi. Vezi? Clar. Mi-au rămas două picioare. Vezi că asta de obicei duce la o candidatură pentru primărie, de obicei. Sau prim-ministru, până în zona aia te duci, după ce... Nu? Mai încet? Ia-o ușor. N-avem. Da, oameni serioși aici. Suntem oameni serioși. Cosmin. Nu-mi părăsesc meseria. Ești la Digi24 de la început, peste 10 ani, mai bine de 10 ani. Estimezi cam câte știri ți-au trecut prin mână și prin prompter? 10.000. E, uneori să mai și repetă. Noi să știți că ne-am jucat un pic aici, am schițat pentru Cosmin special un decalog al omului de știri. Vrem să îl împărtășim și cu tine. Și ce facem? Comentăm sau comentăm? Și avem reguli aici, da? Simpli. Prima din cele 10 reguli de căpătâi ar suna cam așa: să nu râvnești la știrea altuia. Eu râvnesc la știrea altuia. Râvnești? Da. Și ce faci? Și ce faci? Păi știrea e un bun public. Noi nu suntem ca să comunicăm telespectatorilor noștri ce se întâmplă. Okay. A doua porunca decalogului nostru: să nu prea minți, Cosmin. Îngrijește-te să ai măcar două surse, dacă nu trei, cum scrie la manual. Cum e? Regula de bază. Și funcționezi cu două surse? Funcționez cu două, sigur, pot să funcționez și cu una singură dacă este vorba despre una de foarte mare încredere. Sigur. Eu știu metoda aia cu trei surse mincinoase ca să facă știrea mai veselă. Dar apropo de minciună, nu ai voie în meseria asta, nu ai voie, știți și voi, nu ai voie să minți. Că nu ai fost în stare să o verifici prea bine. Ok, poate fi o greșeală. Orice greșeală se recunoaște onest. Mai departe mergem în punctul ăla în care discutăm despre relația noastră cu prompter. Orice s-ar întâmpla, asta e bucată din decalog, orice s-ar întâmpla, ochii la prompter. Ești pe principiul ăsta? Nu. De ce? De fapt, ochii la telespectator, regula asta spune. Privește-l pe telespectator pentru că despre el este vorba și pentru el ești în fața camerei. În secunda în care tu te uiți în altă parte, telespectatorul înțelege că mințile tale sunt în altă parte, că atenția ta e în altă parte, nu-i convine asta. Să nu te prindă numărătoarea căscând sau cu degetul în buzunări. De la tine, Oana, am un lucru foarte interesant. De Mi-am la adus, mine? Da, ai spus tu odată: ți s-a întâmplat vreodată să strănuți în emisie? Da! Niciodată! Da. Niciodată! Deși, ca orice om, mai strănut și eu. Dar la televizor nu mi s-a întâmplat niciodată. Pentru că e un anume fel de concentrare care îți oprește anumite reacții. Măi, nici măcar în sezonul Ambroziei, atenție! Asta, da, deci da. Nu, ce vreau să spun cu asta este că niciodată nu mi-a venit să casc atunci când sunt în emisie, când sunt la televizor, când sunt în afara emisiei, dar sunt în studio. Nu am căscat niciodată. Pericolul nu există. Nu te-a prins niciodată așa. Lucian, dacă nu strănuți și nu cas, de ce mi-aș băga degetul în nas? Cum să spun? Am un răspuns la asta. Pentru că ăsta e destinul omului. De curiozitate, să explorăm locuri noi. Mie nu mi se întâmplă. Curiozitatea mea se manifestă altfel. Următorul punct din decalog spune cam așa: indiferent ce știre dai, e important să nu plângi și să nu râzi. Nu sunt de acord. Nici eu. Nu. Nu? Da. Nu. În primul rând că nu ești mașină, mașina de știri. Bun venit la mașina de știri. Nu vreau să spun că sunt perfect. Perfect n-am fost niciodată. Vreau să spun că dacă simți ceva, e adevărat, în studioul de știri e mai complicat. Dacă ești în teren, e mai la îndemână. Dacă simți ceva, fă cumva ca telespectatorii
să perceapă și ei ce simți tu. Următorul punct în decalogul nostru este să primești legătura cu fermitate și curaj. Da. Să nu fii... stați așa că am trăit-o și mi pe asta. Mi s-a întâmplat și stați mie. Cu... Eram la Tour Eiffel, urma să intru în direct și nu mergeau legăturile, nu știu ce nu mergea. Eu n-am avut întoarcere, n-am știut că sunt în direct și am apărut la televizor făcând probe. 2-10, 2-10... A fost cel mai interesant moment al reportajului, așa e ce interesant. Mai am un punct. Niciun breaking news nu e mai important decât următorul. Ți s-a întâmplat asta? Să stai pe o știre, să stai, să vină una și mai interesantă și să o refuzi, că tu erai obsedat de aia. Da. Deseori. Nici măcar nu trebuie să fie breaking news. Ești foarte pasionat, ești foarte implicat, simți că trebuie să mai spui niște lucruri și producătorul spune, gata, mergem mai departe. Tu nu. N-ai cum. Mergem mai departe. Te ia valul. Mergem mai departe. Tu îți vezi în continuare de treabă. Mai am o întrebare de pus, încă o întrebare vreau acum. Ia publicitate că m-am săturat. Da. Ascultă-l întotdeauna pe directorul de imagine. Îți vrea ridurile ascunse. Păi e bun. Corect. Da. Așa e, da? Datorită lui am scăpat de multe. Și acum cei care ne urmăresc se vor întreba, dar cum face asta? Vreau și eu director de imagine, îl găsesc la ofertă? Ce face directorul de imagine? Noi asta trebuie să ne ascundem ridurile. Hai să le explicăm ce face directorul de imagine. Da, de ce să le ascundem ridurile? El, eu am crezut că e o metaforă. Am riduri, Ioana? Încă nu. Zi, încă nu! Arăți ca în prima zi! Ok! E omul care are grijă de tine să arăți într-un anume fel la televizor. Da, e important? Foarte important! De ce? Din nou, e vorba de respectul pe care îl arăți celor care deschid televizorul pe Digi să te vadă pe tine. Păi și tu apare acolo cum îți vine? Păi ei cum sunt acasă? Treaba lor. Au tot dreptul. Au acest drept. Da? Tu nu ai acest drept. Pentru că ești acolo pentru a face ceva. Alt punct din decalog. Greșelile din live nu se repară niciodată, așa că dă-i mai departe. Ai trăit? În anumite situații nu se repară, dar dacă ai spus ceva care schimbă natura știrii, neapărat trebuie să corectezi. Oamenii s-ar putea să înțeleagă greșit, oamenii s-ar putea să înțeleagă că ai vrut să faci greșeala aia. Nu e bine. I-am spus Irinei Margareta Nistor, Irina Margarina Nistor. Să știi Emil că Bloc. Și tu ai fost în seara asta la Măruță, să știi dacă te întreabă cineva. Tu ești Măruță. Da, exact. În loc de Boc, Bloc, toți am spus. Bloc? Da, Emil Bloc? Bloc? Nu. Nu Poc? Nu ți s-a întâmplat? Mai des i-am zis Poc, dacă ți-aduce aminte. Da, nu, eu am zis Bruno Mars unui alt oficial care avea prenumele Bruno, mai departe, nu știu. Am zis Bruno Mars la televizor, chiar am spus. Apropo de asta, o altă poruncă din decalogul nostru, mă lasă încă picat. Nu stălci niciodată numele invitatului și nici prenumele. Se poate întâmpla, de exemplu, să greșești funcțiile. Se întâmplă. Da, des. Des, da. Invitatul câteodată nu spune nimic. Alte ori ține să spună. Alte ori ține neapărat să te corecteze. Ok, asta este informația adevărată, n-ai ce face. Dar nu e un pic așa, știți, staie din viteza cu care începi intervenția. Da, bună seara, domnul Cosmin Prelipceanu. Înainte de orice aș vrea să fac o mențiune. Nu sunt vicepreședinte al instituției, sunt președinte. Nu? Și tu ce? Nu sunt director, sunt președinte. Da. Bun. Da. Decalogul s-a terminat. Mm-hmm. Am trecut prin el. Și acum vreau să te rog, dacă poți, să adaugi la el. Încă una. Am o singură regulă, regula mea. Sincer și cu pasiune. Dacă îți faci meseria cu sinceritate și cu pasiune, telespectatorii vor simți asta orice s-ar întâmpla. Cosmin, mulțumim tare mult că ai fost cu noi. Hai să ciocnim niște șampanie. Cosmin pleacă, dar voi rămâneți cu noi la Breaking Show! Acest show vă este oferit de Crescova Vodka. Am invitat în această seară doi frați care sunt mai mult pe drum. Dar... Nu vă prezentăm cazuri sociale în această seară, pur și simplu celor doi invitați care urmează le place mersul pe jos prin natură.
Au făcut un mic popas și vă invit să-i primim cu aplauze pe frații Tibi și Alinu Șeriu. Sunteți? Foarte bine. Da, ne bucurăm că mai avem și momente de genul, pentru că în care stați. Un an, da, în care stăm și putem să ne bucurăm de un alt fel de atmosferă. În ultimii ani ai câștigat de 3 ori, cum se spune, 6-6-3-3, 66-33. Cum e Arctic Ultra asta, cum da, se face? 66-33, 66-33. Startul competiției este exact din zona cercului polar, să termine undeva pe zona arctică, pe Oceanul Arctic. De ce să mergi atâta vreme prin frig? Înghețat bognă. La un moment dat nu mai merge telefonul. Nu mai poți să mai faci un selfie, să mai pui o postare. De ce să faci toate lucrurile astea? Dacă faci un selfie repede, de obicei îți reușește. Și mai și fugi. Da, am peste 3000 de kilometri alergați în zonele arctice. 66-33 sunt cele consacrate pe care le-am câștigat la început, dar mai câștigat în zone arctice. Și cumva eu așa trăiesc. Adică ce te gândești? Că e ursul polar în spate și te alergă? Sau? Nu neapărat, deși într-un an s-au apropiat destul de tare de noi, dar nu, ești ocupat mai mult cu frigul decât cu urși polar. Cred că ar fi mai bine să întâmple ceva cu un urs polar decât să înghezi de frig. Tibi, da, niște maratoane așa mai pe căldură, nu te tentează? Ba da, sunt tânăr, de-abia am plinit 50 de ani, deci am tot viitorul în față și pe partea asta și urmează la un moment dat. Ați auzit? Ați auzit? Da, o să le iau. Sunt unii la 50 de ani, au deja 5 ani de pensie. Te rog, nu ne mai da detalii despre trăirile tale. Eu aș vrea să povestim un pic despre Via Transilvanica. Este traseul de drumeții tematice lung de 1262 de kilometri pe care visez să mă duc și eu la un moment dat cu bicicleta. Lucian, neapărat să mergi cu bicicleta, deci el se poate face tot cu bicicleta, deja sunt oameni care l-au făcut și cu bicicleta, pe jos. Singur sau însoțit? Cum recomand, Tibi? Depinde de fiecare. Cred că singur o să descoperi multe lucruri despre tine. Bineînțeles că se poate merge și în gașcă, atunci dacă vrei să vezi cât de mult ține o prietenie sau poți să mergi partenera ta ca să vezi cât de mult vă iubiți până ajungeți la final. Ar fi o idee să o provoc pe sora mea, de pildă, să plecăm pe un astfel de traseu. Ce fel de pregătiri sunt necesare? Trebuie neapărat să te informezi foarte bine și în special să lași cât mai mult, dacă se poate, acasă. Și la propriu și la figurat, bagajul nu trebuie să depășească 10% din greutatea corpului tău, maxim. Bun, în această seară vrem să vă provocăm, să vă punem într-un alt context decât cel în care sunteți obișnuiți în mod normal. Am pregătit un joc pentru voi. Deci eu trebuie să alerg. Nu, hai să râzi, o să stai pe loc. O să vă punem față în față. Vă invităm pe scenă pentru asta. Deci, este un joc de atenție, de distracție și de consum. Se numește Dacă imiți, bei. Da, aveți în față 6 shoturi cu un conținut surpriză. Nu știți ce conțin. Nu este alcool dacă l-ați la semnalul start, Alin, că e fratele mai mare. Ce are de făcut? Întinde degetul spre Tibi și are câteva posibilități să-l miște. Stânga, dreapta, sus, jos. Celălalt, frate, trebuie să își miște capul în direcția exact opusă. Opusă. Așa. Bun. Că... Deci, 3, 2, 1, start! Bun. Cred că suntem. Alin, ai câștigat. Da, și în acest moment, tu decizi care dintre șaturi va fi cel băut de Tibi. Alege un număr. 4. E șat. Hai că e bun, e cu vitamină. Cum e? Bulion. Ai ghicit? Oh! E
chiar bulion. Chiar am băut ce era mai bun. Următoarele o să fie un pic mai tricky, să știți, așa că vă sfătuiesc să câștigați. Bun. 1-0 pentru Alin. Continuăm. Start! Am câștigat. Da. Știi ce ai de făcut? Te rog. Doi. Îl oblig? Doi. Bun. Sănătate. Noroc. Cum e? Boș. Boș. Start. Merge, merge. Și avem marele câștigător din această seară în emisiunea noastră. Cine? Tibi! Ai fost mai atentă decât mine. Tibi! Da, 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 Tibi, din nou vei alege. Alege, te rog, ce va bea de această dată. Cinci? Da, numărul cinci. Cinci, ok. Oh. Cum e? Tu l-ai? Lămâie? Da, exact, asta e. E foarte bine. Mai era acolo zeamă de varză, zeamă de ceapă și sirop de tusă. Pe astea l-ați ratat. Siropul de tusă era, nu era bine rău. Anu. Nu era rău. Pe cuvânt. Dacă vreți să continuați să le beți acum că v-am făcut poftă. Nu, nu. Mulțumim. Nu? Nu. Mulțumim tare că ați venit pe la noi. Continuăm retrospectiva celor 10 ani de Digi24 cu cele mai importante știri din perioada 2015-2017. Înainte însă, le invităm alături de noi pe colegele noastre, Andreea Bratu și Ioana Ciurlea! Începem retrospectiva, n-avem timp, stăm aici, suntem totuși, chiar dacă la Revelion, aproape ca la știri. Și începem cu 2015. Da. Mare an. Mare an, mai ales pentru imprimantele din Zimbabwe, unde inflația a dus la apariția bancnotei de 100 de trilioane de dolari. Cât? Trilioane. 100 de trilioane de dolari. 35 de catralioane de dolari din Zimbabwe în 2015. Atenție, valorau un dolar american. Vă dați seama? Să fii miliardar și să nu ai bani de pâine. Eu zic că cel mai simplu era ca Banca Națională a lor să scoată direct bancnota de un infinit. Și salariul minim ar fi putut să fie 3 infiniți, nu? Bun, hai să ne întoarcem pe plaiurile noastre, unde 2015 a marcat prima ediție a festivalului Antol. A fost atât de aglomerat încât Emil Boc a fost nevoit să-și țină soția pe umeri ca să vadă și ea până la scenă. Și a mărturisit că a fost foarte greu. Greu de tot, însă cel mai greu a fost pentru șoferul basketbalist al lui Emil Boc, care îl ținea pe el în cărcat. Între timp, festivalul a crescut de la an la an, la fel și prețul chiriilor din Cluj, pentru că mă gândesc, cine n-a văzut acea știre cu o garsonieră, 11 metri pătrați, doar 200 de euro pe lună. Doar. Doar. Eu nu m-am permis nici să mă uit, înțeleg că te costă 100 de euro doar să dai un click. 2015 s-a dovedit un an trist pentru locuitorii din dealul frumos, județul Sibiu. Localnicii știau de 150 de ani că sunt în buricul României, dar după noi calcule, centrul s-a mutat 30 de kilometri mai încolo, în Făgăraș, județul Brașov. E greu.
E greu să te obișnuiești cu ideea că nu ești în centrul României când credeai că ești. Dar, dacă am reușit eu, cred că reușesc și locuitorii din Dealul Frumos. Iana, apropo, tu ești... Eu zic că tu ești oricum în centrul atenției noastre. Și în 2016, anul în care Donald Trump ajunge președinte al Statelor Unite. Da, Donald Trump a fost caracterizat de marea majoritate a analiștilor politici americani ca fiind exact ca o petrecere în Berceni. Ori îți place, ori te temi. Destabilizări politice s-au întâmplat și pe partea noastră a Atlanticului atunci când Marea Britanie a anunțat Brexitul după un referendum național. A fost interesant atunci pentru că jumătate dintre analiști anunțau că e sfârșitul Regatului Unit. Altă jumătate anunțau că e sfârșitul Uniunii Europene și uite că o duc binișor și unii și alții. Sau la fel de rău. Sau, da. Da, acum hai să fim sinceri că nici n-a fost mare despărțire. Da, știm. Uniunea Europeană și Marea Britanie s-au despărțit exact cum se despart cuplurile alea care divorțează și continuă să rămână în același apartament. Adică întreținerea vine la fel, doar se ceartă cine o plătește. Cam așa ceva. Melodia anului 2016. Bun, 2017 a fost un an destul de liniștit și lipsit de evenimente, atât de liniștit, încât într-o zi Trump s-a așezat cu fundul pe internet și a scris COVFE pe Twitter și două luni toată planeta asta să teoretizeze ce a vrut de fapt Trump sau fundul lui, să zic. Vă dați seama ce informații am fi aflat dacă era parola lui de la e-mail? Sau poate era de fapt nuanța de blond pe care o folosește când se vopsește. Și tot în 2017, în Râmnicu Sărat, apare o groapă în carosabil atât de mare, încât o mașină cade în ea și descoperă o pivniță de pe vremea lui Constantin Brâncoveanu. Asta da aventură? Pici șofer într-o groapă și te întorci arheolog? În muzică, în schimb, a fost un an foarte puternic. A fost lansată o melodie pe care o știți cu toții. Eu știu la ce te referi, dar a trecut ceva timp și eu pun pariu că ai uitat dintre versuri. Permite-mi să ți le amintesc, DJ, por favor. Despacito. Dacă Despacito e a doua cea mai populară piesă a tuturor timpurilor, care o fi prima? Nu. Crede-mă că nu vrei să știi. DJ, te rog să nu bagi. Te rog, nu băga. Baby Shark, doamnelor și domnilor, a fost cea mai populară melodie din 2017 pe YouTube. Și încheiem aici retrospectiva anilor 2015-2017. Le mulțumim Andrei și Ioanei pentru ajutor și pentru umor. Să aveți un an grozav. Următorul nostru invitat este unul dintre cei mai tineri oameni de succes din România. Și ce e mai interesant la el este că e în showbiz de vreo câțiva ani și tot a rămas printre cei mai tineri. Doamnelor și domnilor, Andrei Șelaru Shelly! Salut, Shelly! Salut! Ce te aștept să se întâmple acum? Adică te-ai gândit, vii la Breaking Show? Așa. E pentru prima dată când Digi face o emisiune de Reveillon, deci habar n-am la ce să mă aștept. Tu stai să scuipăm în sân. Așa e tradiția la noi. O să încep cu o întrebare directă. Shelly, tu știi că oamenii oricum bate plac, ba nu te suportă deloc. Acum depinde de ce categorie de vârstă, la ce categorie de vârstă ne referim. Ai idee de ce ești așa controversat? Cum îți explici asta? Păi cred că e în momentul în care ai o expunere la un public foarte mare și foarte variat, ori ești polarizant, ori ești foarte plictisitor. Adică n-are cum să te placă toată lumea, atâta timp cât ești autentic, atâta timp cât nu încerci să fii așa doar o fațadă pe care să o placă toată lumea, n-ai cum să nu fii polarizant. Deci Lucian știe cum e, da. Dar tu te-ai plictisit să fii influencer? Adică acum ești producător de filme, ai făcut un fel de tranziție încolo. Nu m-am plictisit, nu. Nu te-ai plictisit. Cred că merg bine, foarte bine, mână în mână, chestiile astea. O să mai fiu ceva vreme influencer, cu siguranță. Nu toată viața, dar o să mai fiu. Da. Care sunt planurile tale pentru 2023? Pe lângă
a fi influencer? Băi, foarte multe. Pregătim acum un sezon nou din reality show pe care îl facem noi la muncă. Lansăm acum cel de-al treilea film pe care o produc pe 2 ianuarie. Este în toate cinematografele. Romina VTM se numește. Deci o să avem un an foarte plin. Cu siguranță la anul o să facem încă un film. Și multe, multe alte lucruri de genul ăsta. Deci pe zona asta de conținut... Are multă treabă, multă treabă. Vă aștept pe toți la cinema, da? Începând de mâine puteți să o vedeți. Șeli președinte, politică, 2034... Păi, politică n-am făcut niciodată, adică nici atunci când am fost cu educația n-am făcut politică. Nu mă văd făcând asta. Niciodată nu spun niciodată, dar nu e una din prioritățile mele acum, politica. Care crezi tu că va fi evoluția platformelor de social media pentru următoarele generații? La ce să se uite? Spre ce să se orienteze să fie bine, să aibă succes? Conținut de formă scurtă, în principiu. Cred că asta o să fie din ce mai căutat. De la 30 de secunde și mai scurt? Adică ce face TikTok acum, modelul ăsta e copiat în prezent de toate celelalte platforme. Deci e cu siguranță ceva de viitor și ceva ce o să rămână cu noi și în 2023. Ai auzit, Luciana? Eu sunt pregătit pentru momentul în care o să avem conținut în formă negativă. Adică nu o să fie 3-4 secunde, să fie minus 3-4 secunde și da. Toate o să se ia din viața noastră, că se adună, știi? Ce greșeli crezi că ai făcut tu în carieră până acum? Multe, foarte multe. Top 3, top, măcar una. Hai să o spunem așa, eu sunt un timp destul de asumat. Ce greșeli am făcut cu siguranță mi-am asumat și am considerat experiențe pe toate. Adică oricine are o carieră de 10 ani și a început când avea doar 11 ani, ca vârstă, e predispus să facă multe greșeli. Nici în țară, nici pe planetă. Nu cred că sunt mulți care au început la 11 ani. Habar n-am câți ori fi. Dar cu siguranță am avut chestii pe care noi am făcut bine și am învățat din ele. Nu le-aș numi greșeli, că cel mai probabil aș face din nou. Ai face din nou televiziune tradițională? Cum ai încercat să facem toamna trecută? Băi, n-aș face acum din nou, pentru că știu exact ce n-a mers acolo. N-aș mai face același lucru din nou. De ce nu se mută publicul? Îi spui pe Facebook, haideți aici la televizor. Și nu se mută. De ce? Că televizorul n-are viitor. Hai mă să plecăm acasă, lasă-mă cu emisiunea asta. Șeri, eu am văzut că în ultima vreme îți place să provoci vedetele. Să facă meserii ciudate, să spun adevărul pe cameră. Avem și noi o provocare pentru tine. Ești pregătit? Da, să nu mai întreba, că oricum e nepregătit, că aici e televiziune tradițională. Bun, fii atent. Shelly, fii atent. E foarte simplu. E un joc, l-ai mai văzut poate și în altă parte. Îți confiscăm telefonul și ne uităm în el. A, ce tare! Foarte tare! Avem un smartphone care îți va spune exact ce trebuie să faci cu telefonul și ce trebuie să ne arăți. Ești pregătit? Ok, sunt pregătit. Hai bine. Să nu știu ce te-ai băgat. Hai să vedem. Nu știi ce te-ai băgat. Hai să vedem. N-am atât de multe secrete. Hai să vedem. Bun. Avem un buton la tine pe masă care declanșează grafica. Apeși, vedem ce pictogram apare pe ecran. Uh-huh. Aflăm ce ai de făcut. Poți să apăs? Da, nu, stai puțin să-ți mai spun că mai sunt niște reguli. Facem instructajul. Poți refuza o singură dată. Nici nu trebuie să ne explici. Și cam astea sunt regulile. Da, exact. Bun, poți apăsa, gata. Da, e complicat. Puteți să mai repetați că n-am înțeles exact cum funcționează. Deci poți apăs? Poți apăs? Te rog. Ia să vedem. Suspans. Da-na-na-n. Sună ultimul apelat și cerei 5.000 de lei împrumut. Ok, ultimul apelat din telefon. Da. Este domnul Drăcea. Vezi aici? Da. Drăcea, colegul vostru de altfel, de la Pro FM. Așa, ia. Bun. Hai să încercăm să-l sunăm. Dar vreau să-mi fac o poveste, să-mi fac așa. Auzi, cere-i 10 să și facem jumate-jumate. Alo? Te pup, bro, ce faci? Poți să vorbești? Te salut, da. Bă, uite, am și o problemă, frate, și dacă ai cum să mă ajuți, chiar aș rămâne recunoscător, că nu mai merg cardurile. Sunt undeva, trebuie să plătesc o notă și nu mai funcționează absolut niciun card. Ai cum să mă ajuți pe mine, te rog, cu 10.000 de lei? Doar dacă ai, dacă poți. Nu există, e tupeu. Mai sună o dată, stați un pic, că nu o lăsăm așa, Drăcea. Trebuie să mai mărim puțin salariile la radio. Cred că s-a întrerupt, nu știu dacă de la tine sau de la mine. Cred că intram în tunel, că mi s-au tăiat picioarele cu pe aici. Auzi, deci, vezi că eu sunt Drăcea, cred că vrei să-l sun pe Dorian sau ceva, nu-mi dau seama. Nu, pe tine am zis că sunt. N-ai cum să... 10.000 de lei, nici știu să zic cât înseamnă în euro, cred că e cât mașina mea sau nu-mi dau seama. Vreo 2.000 de euro. Poți să-mi dai și euro, e ok. A, 2.000? Nu e mult, dar n-am.
Nu e atât de mult, dar n-am. Bă, te ajutam, frate, cu mare drag, dar uite, că am o scuză la care trebuie să mă gândesc și nu pot. Ok. Bine, bro, ești aici în direct la Digi, te salutăm. Așa că, uite, te aparăți publicul. Deci... Nu voiam să ne supărăm tot. Bine, bro. Bine, bro. Aștept la mine la ciorbă, dacă vrei și nu-ți dau. Am înțeles. Mersi mult de tot. De fapt, n-ai pentru ce. Chiar n-ai pentru ce, Sherry, așa trebuie să spui. Chiar n-am pentru ce. Da. Mulțumesc mult, oricum. Te pup. Pa, pa. Extraordinar. Perfect. Aplauze pentru Decea. Pe Sherry și pentru prietenul lui. Vedeți de ce umorul e o caritate extraordinară, cum poți să ieși din astfel de situații cu umor? Bam, 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 a grumit, n-a dat niciun ban. Piața merge mai departe. Pe mine m-a înduioșat, acum îl caut mâine și dau eu. Da? Da, și nu auzi în fiecare zi așa ceva. Shelly, ai trecut cu bine de această primă provocare. Eu te invit să mai apeși încă o dată butonul să vedem ce îți rezervă viitorul. De fapt, îmi țin telefonul la nemână, că tot de telefon va fi vorba. Ia să vedem. Redă ultimul mesaj audio de la iubită. Măi, am mari emoții. Și cum e că nu știi ce va fi, dai prei și... Eu și ție mai multe perechi de pantaloni să le probezi și le aduc după înapoi. Nu risc acum să-ți iau doar o mărime. Ce drăguț, deci era la mori și... Pe shopping! Da, și da. Aveam nevoie de niște brugi pentru un eveniment și mi-am mai multe perechi ca să le probez, că m-am îngreșat în ultimul timp. Și așa zis, bă, nu putem să fim siguri, dar au vreo trei perechi și le-a dus înapoi. Nu știu dacă tu îți dai seama, dar e deja nevastă. Păi, suntem de 4 ani împreună. De Paște, să știi. De Paște. Bravo! Ia, mai încercăm o dată un pic cu buton. Hai să vedem. Ia să vedem. Asta o dată tare. Mama îmi trimite mereu în fiecare zi, ca să înțelegeți. Mama îmi dă așa cât un reminder of the day. Îmi dă așa cât un sfat, cât un citat, cât o chestie în fiecare zi. Deci aveți ce să vedeți. Îmi trimite articole. În primul rând vreau să știți că mama cunoaște absolut tot ce fac, cunoaște fiecare articol în care apar, pozitiv sau negativ, cunoaște orice zice oricine despre mine. Deci este, efectiv, asta este full-time job aia, să vadă ce se spune despre mine, cu ce mă ocup și așa mai departe. Vreți să vedeți ultimul mesaj? Sunteți pregătiți? Ia să auzim. Copii, v-am lăsat în dormitor o pernă nouă din spumă cu memorie. Să ne spuneți dacă vă place. Dacă nu e bună, mai cumpărăm una. Dacă nu, să nu o aruncați, că o luăm noi data viitoare. Nouă ne place foarte mult. Senzațional. Mamă, te iubesc dacă te uiți. Oh, ce frumos! Mai vine uneori pe la noi, uitați câte poze întâlnite cu pisicile de fiecare dată când vine. Senzațional. Senzațional. Deci, practic, te-a înlocuit cu o pisică după ce ai plecat de acasă. Da. Da. Nu, la pisicile sale noastre, mai vine ea pe la noi, vedem poze cu ele, că noi nu suntem acasă, da. Până acum n-ai refuzat nicio provocare. Nici nu mai vreau să refuz, știi ceva, mă duc all-in, ia să vedem. Ia zi, Lucian. Te fac schimb de telefoane. Dă-mi voie să postez un story sau un TikTok. Vreau un story pe Facebook-ul tău. Pe Facebook? Da. Sau nu vei pe Instagram, mai bine? Pe Instagram. Pe Facebook la mine nu, eu n-am mult. Dar vreau să pun și un text un pic pe ecran. Dar vreau și eu la tine. Adică facem, ai zis fă schimb. Schimb. Pune și tu la mine. Deci poți să postezi o story la tine? Da. Eu nu vă dau nimic, să știi. Senzațional. Abia aștept. Uite. Fanii lui Lucian, nu vreau să... Hai să vedem. Ia, vino aici. Uite, poftim, eu ți-am deschis deja în story. Stai că s-a închis. Uite-te un pic în el să te recunoască. Ia să-mi bag fața acolo. Ia așa, okay. Ia vezi. Ești direct în story. Hai, nu, tu că primul. E simplu de tot la mine. Mamă, chestia asta chiar se întâmplă. Așa. O să vă măcelăriți unul altuia paginile. Bun. Și acum punem un text. Vând ceasul meu. 200 euro. Cât e? E cam 20.000? Cam așa. Bun. Nu știu, că cu inflația asta nici nu mai poți să fii sigur. Până îl pui tu, mai crește, mai scade. Hai să vedem dacă îl dăm. Ai postat? Da! Perfect. Salut! Lucian Mândruță mi-a vândut mie contul său de Facebook. De acum înainte, pe acest cont, voi activa eu. Așa că, dacă vreți să rămâneți aici, bine. Dacă nu, simțiți-vă liberi să dați unfollow. De acum înainte, mă veți găsi pe mine pe acest cont. Vă salut pe toți și sper să rămâneți cu mine. Ajutor! Deci, și...
A plecat Lucian Mândruță. Wow! Am Facebook-ul Lucian Mândruță. Hai să vedem dacă avem oferte pentru ceas. Vă rog, mai dați-mi probe din astea, sunt geniale. Pot să-i pun și pe Twitter? Lucian, i-ai spus lui că nu știe în ce se bagă? Nu, nu, tu nu știi ce te-ai băgat, Lucian. Mai avem fix două pictograme, avem e-mail și album foto. Eu zic că nu mai are rost să apeși. Eu te întreb doar dacă ai ce de ascuns. E ceva intim, păi, ceva de neajutat? Descrie-mi un pic mai bine de provocarea. În galeria mea foto, da, probabil că nu. Eu sunt. Eu te mai întreb o dată. Dar merg până la capăt, merg până la capăt. Dacă am buton, nu dau înapoi. Vrei să apese butonul? Nu? Sau mergem fără buton? Cum vezi voi? Ultimul mail din spam. Da, simplu. Dar... Ia. Dar nici nu răspund, mă, pentru ce scrie acolo. Nu e ca și cum mi le dau eu mie. Fii atent. Ia. Ești pregătit? Da. E unul bun, chiar e bun. M-am născut pregătit. Salut, Andrei. Vreau să vând vreo 50 de litri de părincă de Maramureș, veche de 32 de ani. Nu am cui să o vând. Dacă vrei să mă promovezi și să vând acea părincă, spune-mi prețuri și îți plătesc pentru promovare. Domnul Arin din Maramureș. Vă rog, pe Digi24 te-am promovat, deci dacă vreți o părincă adevărată, fraților, dacă vreți părinca aia monstru, dați un swipe up acum pentru părinca de Maramureș. Uitați-l pe Arin din Maramureș. N-are și nume, doar Arin, atât? Arin CR7, este un fan Cristiano Ronaldo. CR7, ok. Dați un Google, Arin CR7 are palinca veche de... 32 de ani. Ai deja sirop. Bun, mai o singură opțiune pe care acum poți să o refuzi dacă vrei. Nu vreau să refuz nimic, merg până la capăt. Bun, nu mai e nevoie să apeși acum. Poate chiar mai postăm ceva la Lucia. Să vedem cum începe postarea ta. O să vă topiți la acest videoclip. Uitați-vă ce înseamnă iubirea frate și soră. Senzațional. Ce drăguț. Băi, și putea vezi, să fie orice altceva. Da. Cum se face traficul, vezi? Kelly, mulțumim foarte tare. Ciocnim! Ai fost acolo, Claudiu, ai fost acolo, da? Știi de ce te întreb? Că... Nu te-am văzut în cadrele alea, tu te dezlănțui la Antol, ce faci? Ridici din sprâncene? Ce faci când te dezlănțui? Da, stau exact așa cum mă vezi acum. Așa? Așa, dar pe interior e furie. E nebunie în interior, dar tu ești, uite așa la festival. Serios acum, Antol chiar este un loc absolut senzațional. Locuri precum Antol, și nu e singurul exemplu, ți arată totuși că societatea asta a evoluat și că de la un an la altul lucrurile merg mai bine. De la un an la altul, oamenii aia care îl organizează încearcă să-l facă și mai bine, aduc și mai mult acolo. Claudiu, mulțumim foarte tare! Cheers! La mulți ani! Avem o nouă transmisiune în direct dintr-un loc în care oamenii se pregătesc să intre în noul an, la Ankara mai sunt doar câteva minute din acest an. Din piața care se umple ochi de revelion, trimisul nostru special. Bună seara, ești în direct. Bună seara, da, poate la voi o fi bună, la mine e jale. Da, Raul, stai puțin, nu trebuia să fie altcineva în această transmisiune? Ba da, ești tot tu. Ba da, dar mi-a dat mesaj că dacă pot eu să fac transmisia asta, că avea de mers la un party și uite-mă aici. Stai un pic, acum aproximativ o oră erai în Parisul părăsit din Kiribati, pe partea aia planetei, cum ajungi la Ankara? Cu mașina, ocazie, da. Autostop. Raul, tu vrei să spui că ai făcut o oră din Kiritimati până în Ankara? Cum vine asta? Da, a fost un pic aglomerat, am prins blocaj pe centura Ankara. În fine, ziceți care-i treaba. Păi tu să ne spui care e treaba în Ankara, adică mai sunt câteva minute și treceți în 2023. Cum e atmosfera acolo? Cum te simți? Ce se întâmplă? Uite că se întâmplă că sunt rupt de oboseală, mi-e foame și mă doare spatele și vreau acasă. Altceva? Bun, spune-ne măcar cum se distrează oamenii, care e atmosfera acolo? Păi, m-ați omorât cu întrebările. Nu știu și nici nu mă interesează. Mi-a dat colegul share location că de aici trebuie să vorbesc cu voi și m-am chinuit să fiu la timp. Am ajuns acum 2 minute, am intrat direct între. Habar n-am de nimic. Raul, am senzația că te deranjăm că, na, cu transmisiunea asta. Adică eu mă gândeam că ești bucuros, entuziasmat, ești... Da, așa, și ce să fac dacă nu sunt fericit? Să mă prefac eu că sunt fericit? Nu sunt. Vreți energie, entuziasm? N-am. Aia, închideți live-ul și gata. Raul, dar este noaptea de revelion, Raul. Oamenii petrec.
Uite, dacă vreți, vă dau niște informații de la Ankara, vă spun ce vorbeau oamenii în mașină. Vreți? Aha, zi. Păi fii atent, acolo în Ankara se face un dans tradițional, care e așa niște pași la stânga, niște pași la dreapta, meniai tu, cam așa cred că se numește, și mănâncă un fel foarte ciudat, sarma sau ceva genul ăsta, nu știu, e foarte diferit acolo. Am înțeles. Nu știu ce legătură are asta cu orice, dar mă rog, e o informație. Păi dacă aia vorbeau pe drumul mașini, ce vreți? Asta am zis, asta am auzit și eu, na. Uh-huh. A, și mai știu cum se spune un an nou fericit. Cum? Mulțumesc! Așa ceva, nu știu dacă am zis corect, am auzit și eu pe aici. Domnule, s-a documentat serios? Da, 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 hai să încheiem transmisiunea de la Ankara. N-am aflat mare lucru, dar cert este că în câteva minute la ei este Revelionul. Să nu vreau să ne revenim că m-a atacat energetic live-ul ăsta. Hai, publicitate! Ai grijă dacă te mai duci și stai la soare că ți se taie maioneza. Păi eu sunt din Reghin, sunt ardeleancă. E ardeleancă hibridă, vorbește repede. Astă seară nu se ia curentul! Mâncați! Beți, cumpătați, că e nevoie de oameni în putere. Acest show vă este oferit de Crescova Vodka. Fă cât mai mult zgomot în noaptea dintre ani, se zice. Și lasă farfeca deoparte, că-ți stai norocul. Haina să-ți fie roșie ca focul, iar somnul dulce să-l lași pe altă dată. Și nu cumva să-ți scape sărutul de sub crenguța cea de braț. Noi însă zicem că de anul nou există o singură regulă. Să-l începi cu un spumant de poveste. Cuvée de Purcari. Top 10 cele mai bune spumante ale lumii. Defender, capabil de lucruri mărețe. Savurează gustul perfect, rotunjit de plinătatea lemnului de stejar și de timp. Zarea, meriți gustul nobil și echilibrat. Je suis artiste peintre. Je connais tout sur les couleurs. Je sais comment obtenir un rouge intense, le bleu le plus brillant et l'ambre le plus chaleureux. C'est la couleur avec laquelle les raisins, les fûts en chêne et la patience colorent Bardar. I am from another place, this place. I am glacial water and golden barley grown here. I am purity you can taste. I am Finlandia. Pure vodka, made by Finland. În anul ce vine, să-ți fie mai bine, să ai un an nou mai bun, plin cu de toate și sănătate. Ne străduim să-ți aducem cele mai bune oferte și la anul. Și-ți mulțumim că ne alegi pentru cumpărături. La Profi mulți ani! Nimic ieșit din comun. Doar un maestru în prepararea ciocolatei calde în acțiune. Oh. Și o sclipire de geniu. Bailey's. Ce răsfăț! Acum disponibil și în varianta Bailey's Light.
Următoarea întâlnire este o premieră națională, dacă nu cumva mondială. După îndelungate negocieri în bucătărie, am reușit să aducem în fața voastră, pentru un interviu în exclusivitate, trei dintre personajele nelipsite din orice familie. Cu emoție și cu multă poftă, invităm alături de noi pe doamna Sarma, domnișoara Salată Beof și domnul Cozonac. Bună seara, dragilor! Ce faceți? Cum sunteți? Îmi pare foarte rău, dar credeam că eu sunt singura invitată în această seară. Toți sunteți foarte important pentru mesele noastre. Lăsați-mă! Lăsați-mă! Se știe bine cine este cel mai important, da? Draga mea, iartă-mă, iertați-mă, oameni buni, nu mă mică, ești mai departe varză. Poftim? Varză, așa e, este adevărul, ești varză. Fetițo. Eu știu ce încerci, dar eu nu răspund la provocări. Au tot încercat o grămadă și unii și alții, ba cu un zi. Pește crud? Un pește de la crud. Se numește sushi. Da, sushi, ba pizza, pizza, pizza de Revelion. Hai să fim serios. Cu ananas. Cu ananas. Super! Dar-mi vine să-mi cade varza de pe mine. Știi de unde vin toate astea? De pe Facebook. De pe TokTok. Era mai bine pe vremuri. Intrai, domne, pe Mirc. Pe ce? Poftim. Pe Mirc. ASL, PLS. Și știai în ce te bagi. Doamnă, sunteți depășită de tot. De vremuri, de tot. Trebuie să admiteți, este realmente disgrațios ce se întâmplă. Eu depășită amestecătură ce e. Vă rog, nu. Doamnă, îmi pare foarte, domnișoară, foarte rău să știți că eu am trecut prin atâtea revelioane, crăciunuri, nunți, botezuri, parastasuri. Păi... Sarma o bătrână pe aceea burta plină. Nu, e grobian, realmente. Hai să fim serioase. Până să se ajungă la tine, cu mine se murdăiește farfuria. Așa a fost în Europa, în America. Ați fost în America de Sud? Eu am fost peste tot. Realmente peste tot am fost. Și am vizitat. Văi ce frumos e în Egipt. Ai fost, tu n-ai fost, lasă că tu ești de aici. Ai grijă dacă te mai duci și stai la soare, că se taie maioneza. Hai că ești de pomină, ca să nu zic de pomană. Vă rog eu frumos, peste asta chiar nu pot să trec. Vă rog frumos, până aici, că îmi sare mazăra de pe mine. Nu se zice de, fără niciun de. Este salată băf, nu salată de băf, da? Și dacă tot ești din alte vremuri, să știi că realmente nu vreau să mai vorbesc cu tine. Poți să rămâi acolo. Dar cum? Există o grămadă de rețete noi. Domnișoara, ați încercat vreo rețetă? Sunt spectaculoase, vraiment. Sunt cu avocado, cu crevesc, cu lemon gras. M-a făcut grasă? M-a făcut grasă? Nu, m-am lămurit, să știți. După această intervenție m-am lămurit. Să știți că eu nu pun deloc grăsime în mine. Eu nu pun decât carne macră și mușchi. Domnul Cozonac, vă văd că vă tot umflați așa acolo în pene. Aici s-au cam încins spiritele la masa noastră. Domnul Mândruță, mă mușc eu foarte tare. Ce să fac? Mai stau aici, mai dospesc puțin. Nu vreau să mă bag în... E penibil. Sincer să fiu, eu vă zic așa, eu am o viață liniștită. Eu mă trezesc dimineața, mă dau cu niște zahăr pe față, mă duc la o sală corectă, mențin pătrățelile astea, că nu sunt așa de la Dumnezeu cadou. Și după aia mă duc acasă, mai dospesc câteva ore, domnule, să fiu în formă. Da, chiar așa, dar cum vă descurcați printre vedetele? E adevărat, sunteți și dumneavoastră vedetă, dar veniți așa mai la finalul mesei. Domnișoara Oana, eu sunt mare vedetă. Oh, quel paysan! Le bederanule, ce... Vă rog frumos să nu mă întrerupeți, dacă v-am respectat. Orice mănâncă omul, că mănâncă o salată, că mănâncă o sarma, că bagă un lebăr, un cârnat, orice ar fi, la final rămâne loc cel puțin de o felie de cozonac. Corect. Vedetele! Și dacă ai început cu sarma și cu salata de băf, merge cozonacul, dar invers.
Niciodată. Invers, n-a început nimeni niciodată. Nimeni. Și vă spun, pentru nimeni. Că toată lumea pe mine mă iubește, eu sunt vedeta. Și vă dau cel mai important argument. Când cineva gătește un cozonac, bă, se simte în tot locul? Și iertați-mă da. Că am folosit cuvântul bă, nu-mi stă în fire. Dar m-am inspirat de la doamnele. Deci, oamenii când gătesc cozonac, închid geamurile, ușile, să rămână mirosul meu înăuntru, așa când pui carne la fiert, deci deschizi geamurile. Gândiți-vă puțin, s-au făcut lumânări cu miros de cozonac. Lumânări cu miros de cozonac. Ați văzut dumneavoastră lumânări cu miros de tobă sau de sarmat? Nu cred că am, nu cred că am văzut așa, are dreptate. Nici nu sună bine. Pentru că, gândiți-vă puțin, eu le-am pe toate. Deci am nucă, am miere, am cremă de cacao, am cremă de ciocolată. Dar un defect tot aveți. Coaja de nucă? Coaja de nucă, nu este a mea. Exact. Coaja de nucă e de atunci când cineva are o problemă cu cel care mănâncă, nu mă bag, credeți-mă, sunt mult mai bun fără, mult aveți mai bun. Extraordinar. Aveți și dumneavoastră dușmani. Extraordinar, domne. Ne credem acum toți regii mesei. Toți suntem cei mai cei. Deci dumneavoastră puteți să vă contraziceți cât vreți, oricum orice pe preparat pe ingredientele lui moare. Deci oricum eu sunt rege, să fie clar. Numai o clipă, stați puțin, mi se transmite din regie că avem un telespectator, avem un telefon în direct, un telespectator care vrea să intre acum în direct. Bună seara, cine sunteți? Alo, bună seara, domnișoara Zanfir. Bună seara, domnișorul Mândruță. Haideți să vă spun eu cum stă treaba, că am stat aici și am ascultat tot asta mora și n-am mai rezistat, da? M-a săturat, domnule, să-i aud atâta de arogant și îmbufnat pe aia trei acolo pe canapea. Păi cine-i domnul dumneata? Păi alo, acum eu vorbesc, da? Voi realizați cât de grav este tot ceea ce spuneți? Da, qu'est-ce qui se passe? Eu știu. Pardon. Hai să lăsăm un pic să vorbească, să ne lămurim cine e, da? Vă rog, eu știu foarte bine cine e, sunt probleme mari acolo, nu... Ce probleme, că m-a săturat când să pun toți trei pe săracul om la masă, abia să mai ridică. E, trebuie să intervin eu mereu, cine sunt, cărbunele sunt, da? Regii mesei, auzi? Păi voi faceți ravagi într-o singură noapte, eu trebuie să stau după aia să strâng după voi 2-3 săptămâni. Vă mirați că apar vegani, nu vegani, și că se chine lumea să vă înlocuiască? Păi la când vă luptați să fiți regi, nu vă dați seama că suferă regatul, da? Și regatul vostru e chiar corpul omului. Să vă fie rușine, aia e, rușine să vă fie. Eu vă las că mă pregătesc să apar pe mese. Măcar să apuc să-mi troznesc și eu puțin folia înainte să înceapă nebunia. Hai, sănătate, seară bună, la mulți ani! Mulțumim la fel, da, la mulți ani și dumneavoastră. Mulțumim pentru intervenția în direct, l-am ascultat pe domnul Cărbune. Păreri? Eu zic că exagerează. Credeți-mă, îl cunosc de mult, se victimizează, lui îi place. Cu siguranță exagerează. Păi de ce exact. A sunat el? Dacă era adevărat, de ce n-a sunat banca de la sală? Că ea știe cum sunt treburile după Revelion. Aia sună el, vrea celebritate. Da, lasă că cunosc și eu foarte bine pe Cărbune ăsta, să știți că nu este prea prietenos. Întotdeauna ne face probleme și întotdeauna are obrăznicii de felul ăsta și a intrat în direct să-i fie rușine. Da. Măcar în seara asta eu zic să fim prietenoși. Lucian. Să le mulțumim că au fost alături de noi, doamnelor și domnilor, doamna Sarma, domnișoara Salată Mulțumim Bău, tare. Și domnul Cozonac. Vă lăsăm să vă întoarceți înapoi la mese, v-aș zice la mulți ani, dar oricum în câteva ore o să fiți doar resturi. Continuăm retrospectiva celor mai importante știri din ultimii 10 ani. Dar... Întâi o invităm alături de noi pe colega noastră, Anca Suciu. Hai că-mi place! Dar ce public aveți! Sunteți foarte frumoși! Anca, bună seara! La mulți ani! La mulți ani! Eu! Ești alături de noi pentru a puncta această retrospectivă 2018-2021. Dintre toate perioadele din viața mea, cu siguranță, nu mai știu. Cred că asta a fost una dintre ele. 2018, Marea Britanie a avut o nuntă regală cu prințul Harry și Meghan Markle.
Ne amintim, da, da, mărim. Ne amintim nunta doar că între timp cei doi s-au certat cu restul familiei, s-au mutat în Statele Unite, au început să dea din casă. Ura, a început să se ia Elisabeta de la de Meghan, că a fiert sarmalele prea tare, s-a lipit orezul, n-a șters după frigider. Vezi o vedetă de Hollywood să facă menajul? În toate Instagramurile, da. Nu, 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 n-are cum. Meghan cel mult, nu știu, ars trufele de oala de aur, cu foiță de aur. Tot în 2018, un angajat al Institutului Măgurele a fost prins că mina criptomonede la locul de muncă și a consumat curent electric de cam 1000 de euro pe lună. A, asta e, nu le mai rămâne inginerilor de sistem din sistem decât să se prindă de lucruri astea tradiționale. Mai o hârtie igienică, un bec, o benzină, de tradițional se lipește de mânga angajaților din sistem. Ne întoarcem la curatul tradițional, da. Frumoșesc. Da. Trecem în 2019, care a însemnat pentru România o vizită papală. Papa Francis, care a reușit să se vadă la Cotroceni cu președintele nostru. A, stai puțin, că mi-amintesc și eu, uite, că uitam de perioada asta. Țin minte și a avut și o întâlnire cu Viorica Dăncilă. Vă mai știți? Oare ce-ar fi vorbit? N-au vorbit și au făcut cruci. Amândoi. Acolo, fiecare din alt motiv. Da. Limbaj comun. Eu mă întreb ce-o fi înțeles doamna Dăncilă din discuția asta. Da, depinde în ce limba a vorbit papa. Că dacă a vorbit în engleză, nimic. Iar dacă a vorbit în franceză, spaniolă sau italiană, a înțeles, a zghicit, tot nimic. Melodia anului 2019. Și sărim în 2020, care a fost anul în care, în sfârșit, s-a petrecut partea cu exit din Brexit. Voi realizați că lor le-a luat 4 ani să găsească exitul? Hai, se mai întâmplă, adică... Serios acum? Am și eu tot așa un verișor, da, care mereu când vine în vizită zice că pleacă și mai durează 4 ore până se ridică. Adică... Eu mă spăl pe dinți, îmi pun pijamalele astea, el zice că pleacă imediat. N-o da, e urât, e urât. E britanic? Nu, e Ardelea. No, Danila, e, dar când s-a dus Polinca, ți-a plăcut? Eu sunt din Reghin, sunt ardeleancă. Ai nimerit prost aici, da. Dar e prima ardeleancă, vezi, este, e ardeleancă hibridă, vorbește repede. Tot în 2020, roverul Perseverance ajunge pe Marte și începe explorarea planetei roșii. Și? Au găsit ceva interesant pe Marte? Da. Din surse îndoielnice am aflat că s-a găsit pe o piatră, s-au găsit niște grafitiuri cu Basarabia, pământ românesc. Privește cerul. Frumos. Și nu te preocupa, ești frumoasă astăzi. Să nu te preocupi. Nu ne preocupăm nici noi. Inaugurări frumoase au fost și aici în București, unde în septembrie a pornit primul metrou pe magistrala Drumul Taberei, cu doar 5 ani întâmplare. Hai să nu cărcotim totuși. Pământul are 4,5 miliarde de ani. 5 ani, nu nimic atât. Să trecem și la vești bune. În anul 2020, în sfârșit, echipa națională de fotbal n-a mai primit un campionat european de acasă pentru că s-a amânat pentru 2021. Iar melodia anului 2020 a fost DJ Mircea. Da, 2021 este și anul în care se inaugurează prima stradă inteligentă. La Cluj, normal. Normal, normal, la Cluj. Că acolo la Cluj și străzile sunt inteligente și știu să-și ceară dreptul, domnule, de a fi călcate în picioare. Tot anul trecut. Da. Mușchii președintelui Klaus Iohannis ajung viral după ce pune o poză de la vaccinare. Foarte frumos. În sfârșit am văzut și noi brandul, mă rog, brandul național. Puteau și ăștia de la Big Pharma să recomande vaccinatul în fel, să vă dați seama cum a fost. Vezi atunci vedete, politicieni, aveau curaj să se pună poze de la vaccinare. Atenție celor care au imaginație! Melodia anului 2021, DJ Mircea. Și
uite așa am trecut prin perioada 2018-2021. Tot așa îi mulțumim Ancăi pentru onoarea de a ne însoți în această retrospectivă. Vă mulțumesc tare mult. Anca, mulți ani. În seara de Revelion, fiecare dintre noi își dorește să-și surprindă invitații cu un preparat original, cu o rețetă reinventată. L-am invitat pe Alin Țibulcă să ne prezinte o rețetă de cocktail care să fie și ușor de realizat, dar care să și impresioneze. Alin, uimește-ne! Bună și bine te-am găsit! Astăzi am pregătit o băutură foarte delicioasă și foarte, foarte ușor de făcut acasă. E nevoie de un shaker, dar ai putea folosi și un borcan pe care îl ai acasă. Da? Ca la mama acasă, da. Un borcan unde și punem... Și de ce am nevoie? Acolo ai nevoie de vodka, o măsură de Crescova. Câți mililitri sunt acolo? 40 de mililitri este suficient pentru o băutură. Da. Suc de mere. Simplu până aici. Simplu. Sirop de scorțișoară și portocală. Deja câțiva se complică mililitri. Și se amestecă aromele. Da. Iar ca să facem băutura mai spumoasă, îi vom pune puțin albuș de ou. Oh. Da, maxim 20 de mililitri. Bun. Și de aici cred că anticipez. Da. Amestecăm bine, aici, da? Amestecăm energic aceste ingrediente. Iar după ce am agitat foarte bine, punem gheață în paharul de servire. Oh, ce bine arată! Și adăugăm puțină apă tonică. Da. Pentru acea spumă. Culoarea îmi place foarte tare. Este delicios doar când te uiți la el. Iar ca și decor, îi vom pune un biscuit pe care l-am gătit eu acasă, cu aromă de scorțișoară și de portocal. Arată foarte bine. Să-l savurez. Cred că este perfect pentru noaptea de Revelion. Alin, mulțumesc tare mult. Breaking Show continuă, doamnelor și domnilor. Ce faci? Continuați. Acest show vă este oferit de Crescova Vodka. În cele ce urmează, v-am pregătit un exercițiu de imaginație. L-am rugat pe actorul Radu Bucălaie să pregătească un set de urări de Revelion pe care să-l adapteze la diverse perioade istorice. Adică să păstreze ideea principală, dar să o adapteze în funcție de perioadă. El a acceptat și de-abia așteptăm să vedem cu ce ne surprinde. I-am dat nu niște zile de la noi, ci niște ani. 2021, 1988 și 1887 a dat frâul liber imaginației și vedem acum ce a ieșit. Bun, haideți să-l aplaudăm. Radu Bucălaie! Radu! Da. 2021, ai legătura. În regulă, mulțumesc. Bună seara, bună seara, frățioare și suriori! Sper că v-ați pregătit cocktailuri, sunteți gata să faceți live, să puneți story-uri, să faceți selfie-uri cu mâncare și cu salata băf, pentru că mai sunt doar câteva frame-uri până la 12 noapte, așa că masa e plină cu sarmale cu fructe de mare, tobă în aspic organic, sushi de casă și cozonac, îndulcit cu ștevie! Sau... dacă nu, avem bucătărie moleculară, meniu vegan, ro-vegan pentru toate gusturile și pretențiile. Sau achiziționați și artificii cu declanșatoare pe smartphone, exact! Iar, cum bine v-am obișnuit, toate rețelele de telefonie mobilă sunt pline cu mesaje care încep cu fiecare. Așa că, dragi oameni buni, haideți să ciocnim hipsterești și să ne vedem cu bine în 2.0.22. Vă rog mult să transmiteți gânduri pozitive spre univers și lăsați deoparte câteva ore cursurile de dezvoltare personală, așa că deschideți-vă chakrele, conectați-vă cu frecvența pământului și a universului, că doar nu vine vreun război. Poate doar pe TikTok, așa că tap-tap îngerașii mei, tap-tap. La mulți ani și Happy New Year! Bun, aceasta a fost urarea din 2021, foarte familiară, suntem obișnuiți cu astfel de urări și cu astfel de termeni. Eu aș vrea totuși să aflu și să aud cum sună urarea pentru 1988. Să știi că am și eu o variantă aici din amintiri, dar eu zic că mai bine îl urmărim pe Radu. Bun.
Bună seara, bună seara. Bună seara, dragi tovarăși. Am fost informați că v-ați pregătit paharul cu vin strașnic de butoi și sunteți gata să bateți în calorifer la vecini să vi se alăture la 12 noaptea, căci astă seară nu se ia curentul! Da. E frig în casă, așa este, dar căldura momentului nădăjduim că vă ajută. Dacă aveți o rudă doctor, sigur masa este plină de salam Victoria, hârnați, răcituri și o friptură. Câte puțin din toate, că puținul este sănătos! Din păcate, dacă n-aveți unchi sau mătuși, vă bucurați de un salam cu soia luat pe carteră. Aia e! Vă rog frumos, mare atenție la lumânările din brad, să nu dați foc la bloc, că pușcăria vă mănâncă! Alt lucru foarte important, să nu stați mult la telefon, să faceți adiționale. Și lăsați și cuplajul să vorbească cu cei dragi. Vă rog frumos. Important, care aveți rude în străinătate, nu uitați să mai treceți și pe la miliție să mai dați niște vești despre ei, da? Scrisorile cu la mulți ani sunt deja la tovarășul poștaș de câteva săptămâni. Sperăm să ajungă de rebelionul aista. Contează și ce a scris în ele. Hai să ciocnim, tovărășește, să ne vedem cu bine și anul următor. Ce poate să fie rău când suntem toți egali? Că doar nu a venit vreo răzmeriță. Super! Deci așa era Lucian pe vremea ta? Deci am făcut vreo 10 revelioane, așa cum zici tu. Dar ne-a ținut în formă, vezi? Da. Unii și acum le plâng. Unii și acum ar mai vrea așa revelion pe cartelă. Într-adevăr, aș vrea. Și cred că Lucian preferă să rămână fără curent decât fără apă caldă, cum se întâmplă. Ce-i drept și eu la fel. Lasă că se oprește și curentul la un moment dat, ca să ne aducem aminte. Să fie ceva pe retro, așa. Mă gândesc. Vintage. Vintage. Da. Ți-a trezit da. Ceva nostalgie, nu? O, da. Da. Mie da. Nu. Deci suntem kit. Zic să mergem mai departe, mult mai departe, înapoi, în 1887. Bună seara, frați români! Așa. Nădăjduiesc că-s gata licorile și v-ați luat la braț cu domnițele. Adevărat ni se spune că minte naș, bate miezul nopții și intrăm în noul an. Ura! Bravo! Masa e doldora de bucate alese. Avem mistres fript, avem găinușe umplute, avem brânzeturi din putină, avem unt gras, pâine în țăs și scoverci cu măjun. Sper că v-ați curățat hordurile ca să puteți face foc în sobe și cald în casă. Nu zăboviți prea mult pe afară să nu vă ia frigurile. Mâncați, beți, cumpătați, că e nevoie de oameni în putere. Să batem carafa frățăște, să ne cinstim voioșește și la următorul rând de recoltat. Că ce se poate întâmpla mai diavolesc? Dar nu vine vreo gâlceavă. Hai noroc, bă! Bravo, Radu! Acest show vă este oferit de Crescova Vodka. Mă scuzi, am uitat, m-am luat cu altele. Tu mai trăiești? Auzi. Tu m-ai oprit că erai singur, nu-i așa? Aduceți-mi nota că vreau să plec. Domnul Mândruț, așa rău ați ajuns. Acest program vă este oferit de Superbet. Bună seara, dragi telespectatori! După un sezon anevoios din Superliga, Farul Constanța este noua campioană a României. Alături de mine se află antrenorul și patronul echipei, Gheorghe Hagi. Bună seara! Când zic bună seara dumneavoastră și dumneavoastră și dumneavoastră și dumneavoastră, când zic la toată lumea dăm bună seara, pentru că respect. Felicitări, sunteți noua campioană a României. Când zic aici greșești, eu n-am cum să fiu campioană. Eu sunt campion. Gramatică. Cum ați trăit acest campionat intens? Cum zic, un campionat greu, s-au dat goluri multe, s-au și luat goluri multe. Iată că ați reușit să construiți în Constanța singurul club. Nu e singurul club din Constanța. E plină Constanța de cluburi.
Crede-mă, n-ați venit vara să vedeți la mare? Sunt cluburile pline. Cum reușiți mereu să revigorați atâția fotbaliști români care se pierd prin campionatele din străinătate? Eu le zic ei să fie ei, fiecare om suntem diferiți. Le dau sfaturi, le dau sugestii. Ce urmează pentru Farul în perioada următoare? Noi acum a ridicat standardul, vrem mai mult, vrem să vindem niște decari, vrem să și aducem niște decari. Mulțumim frumos, domnule Hagi. Vă zic, mulțumesc și eu. Acest program v-a fost oferit de Superbet. Va fi cu adevărat un super meci live pentru o lume întreagă. Bucură-te de super fotbal. Superbet. Go super! La Digi, ninge cu portări. Hai și tu în rețeaua mobilă cu cea mai bună acoperire din România. Alege beneficiile care au transformat Digi în rețeaua națională. Portează-te și prinde abonamentul nelimitat, doar 2,5 euro pe lună, timp de 6 luni, pentru internet și minute nelimitate. Ofertă valabilă pe digi.ro și în magazine. Următoarea noastră invitată e aici pregătită să facă show. Simona Țăranu! Show să fie, dragilor! Bună seara, Simona! Bună seara! Ce-ți plăcea ție când erai mică? De mică mi-au plăcut măgari. Niciodată nu mi-a trecut prin cap că tu aveai o astfel de pasiune. Tocmai vreau să-ți mulțumesc în numele măgarilor că ne place și pe noi. De unde vine pasiunea asta pentru urechiați încăpățânați? Mergeam în copilărie în Delta Dunării și acolo erau foarte mulți măgari și îi călăream. Dar mie mi-a șoptit o Viorea că ai o poveste interesantă de când ai hotărât să te alături echipei Digi. Săranu vă spune tot. Atunci când am venit în echipa Digi, un director de la acea vreme mi-a zis că nu mi se potrivește numele de Țăranu, că este un nume cam greoi așa pentru înfățișarea mea și nu se potrivește cu întruchiparea mea și să-mi aleg alt nume. Și ți-a dat opțiuni? Nu mi-a dat opțiune, evident. A trebuit să-mi aleg alt nume. Soțul meu, prieten, la vremea respectivă, purta numele de Pintilie și am zis, ok, iau numele lui, dar dacă nu mă mai căsătoresc, eu apar cu Simona Pintilie. Mi-a intrat cu Țăranu pe 2 martie, m-a prezentat Simona Țăranu și de atunci așa am rămas. Am pregătit o serie de clipuri, noi le vom vedea chiar aici în fața noastră, Simona. And disrupting the circle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world. Save our wild species and provide a home. Îți continui live-ul, atâta timp cât ești în natură, ești în mediul lor, da, nu? Ca și cum nimic nu tu ei deranjat, nu ei au venit în studioul tău. Vă rugăm, următorul clip. Spectacol grandios pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, unde sute de mii de oameni au venit să-l întâmpine pe Papa Francisc. Suveranul pontif a asistat la reconstituirea simbolică a drumului crucii și a binecuvântat tinerii veniți din toată lumea ca să participe la zilele mondiale ale tineretului catolic. Voi cum ați fi reacționat? Tu ai avut mie vreo problemă? Întâmplat. Ai pățit da, asta? Da, mi s-a întâmplat și mișcam din cap. A, ca mine. Și drept nefiresc, da. Nefiresc, mișcam din cap. Dar ea nu voia să plece, simțea ceva. Da. Și asta pentru că anumite persoane lasă ușa deschisă la studio. Următorul clip. Stop watching. Here they come down the hill. It looks like Ruben is in the lead and here comes out. That was a bad idea.
at Riverside Park, Rob Leth, Global News. Te ziceai de șale? De șale, da? A, Lucian era? Da. A, de atunci e... Da. Am înțeles. Antiinflamatorul. Sincer, nu aș fi reacționat frumos. Ai văzut că a putut să vorbească da. După ce a căzut asta? Da, și a încheiat frumos. A fost teotic. Da. Următorul clip, vă rog. Era de la blocul de vis-a-vis. What you're doing is you're doing down the departmental spending because you need to find deeper cuts in spending in government departments. So in real terms, that means spending on things like schools and hospitals. I might give up on that. Ce a spart, asta e interesant. Înțeleg de ce s-a încăpățânat să țină umbrelă de la bun început. Care pentru că în Anglia e englez, trebuie să ține umbrelă. E, vine cu englezul, adică cineva te naști... Cineva l-a păcălit că o să fie vreme bună de umbrelă. La maternitate ți se dă umbreluță micuță când te naști în Anglia. Și un trench englezesc. Așa ceva, da. Hai să mai vedem un film. Așa cum ne-au promis organizatorii, am avut parte de un spectaculos foc de artificii. Ne-am despărțit de anul 2014 printr-un spectaculos foc de artificii. Foarte frumos! Foarte frumos! Ce reacție ați văzut? O pupă doi băieți, ea continuă să vorbească. Tu știi cine era? E sora ta! Oricum mi-a făcut poftă să o pup și eu pe sora mea. Te pup, mă, dă. Te pupăm! Foarte frumos! Dar eu cum ai fi reacționat? Nu are nicio reacție, nu are. Cum ai fi reacționat tu dacă veneau două domnișoare în timp ce erai într-o transmisie direct? Pleca! Ce să mai plec cu ele? Nici nu știu dacă m-ai lăsat microfonul. E momentul să încercați și aflați. The rest is history. That's right. And can we take a look at the other room and take a little sure, look yeah. down there? Cool. Foarte interesant că nu i-a dat cu microfonul în cap. Da. Și a țipat la microfon. Bună observare. Da, foarte bun. Până la da, moarte. Exact. Da. Am pățit și eu odată așa la fel, cu fluturașul de salariu. În direct? M-a tot așa speriat de el. Da. Nu eram în direct, că, nu. Că e o primă sau ceva. Out there. Da. Este imposibil să nu se fi întâmplat o astfel de situație fiecăruia dintre noi. E imposibil. Nu mi s-a întâmplat, însă noi la DigiSport am pățit altceva cu anumite înjurături pe post. Și? Și în momentul în care regia a tăiat, evident că eram șocată. Nu vreți să știți ce comentarii. Simona, a fost o plăcere să te avem la Breaking Show. Mulțumim tare! În cele ce urmează, îi vom provoca pe actorii noștri de la Breaking Show la un exercițiu de improvizație și imaginație. Pe scena roșie, Maria Buză! Andreea Vasile! Raul Gheba! Și Radu Bucălaie. Ne-am folosit imaginația și am născocit noi mai multe situații cu care te poți întâlni în noaptea dintre ani, iar ei vor improviza cele mai nepotrivite replici pe care le poți da în momentele respective. Cea mai nepotrivită replică, atunci când ai cumpărat prea multe artificii și nu ți-au mai rămas bani de mâncare. Ai zis că nu mai vrei să pocnești la nasturi, acum pocnești artificiile. Decât să fii sătul 3 ore, mai bine să-ți ții urechile toată viața. Dar sunt petarde, ți-am adus familia. Tu dă drumul la cuptor, că măcar un porumbel tot nimeresc. Cea mai nepotrivită replică. Atunci când ți-a născut soția de Revelion și te întreabă ce nume vrei să-i dai copilului. Busuioacă de Bohotii. Ianuarie Ionuț.
cel mic. Da? Sperăm să fie băiat. New folder. Thank you very much. Super, dragilor, mulțumim. Hai încoace, DJ. Hai. Fii blând cu noi, DJ Mircea. Cea mai nepotrivită replică atunci când soția deschide alaiului de colindători cu capra, dar tu n-ai bani să le dai. Dacă vă cânt și eu unul, suntem kit? Aveți și POS? Da, da, asta da. Vezi că le dau, dar se retrage din cadoul tău, să știi. Da, scânta fals. Eu nu pot să dau banii pe așa ceva. Bună! Nu vă dau nimic, e urâtă capra. Domnul Mândruț, așa rău ați ajuns. Eu consider că e bine, este muncă cinstită. Wow. Cea mai nepotrivită replică atunci când fosta dă mesaj de revelion. Ce îi răspund? Fie ca lumina sărbătorilor să ți se taie și gazul la fel. Mă scuze, am uitat, m-am luat cu altele. Tu mai trăiești? Auci. La fel și ție, numai că invers. Care mulți ani, cu anul ăsta îmi expiră ordinul de restricție, să vezi. Cea mai nepotrivită replică atunci când, în data de revelion, decizi sub stare de ebrietate să-ți faci un tatuaj. Steaua este numai una. Bă, am tatuat-o pe maică-ta, mă? Scrie și mie sarmale, dar cu litere chinezești. Vreau și un termopan frumos aici pe spate. Care să se deschidă cu fermoar. Continui eu cu o nouă provocare. Cea mai nepotrivită replică atunci când bunica ta te sună supărată în noaptea de revelion, nu i-ai zis la mulți ani la 12 noaptea. Să știi că mamaie din partea lui tata nu mi-a bătut obrazul. Mamaie, mai trăiești, să rămână! De ce n-ai intrat pe TikTok? Acum am zis la mulți ani la toată lumea acolo. L-ai bătut pe tataia la cap, de l-ai băgat în mormânt, acum mă iei pe mine? Cea mai nepotrivită replică atunci când ești la masa de revelion și în seara aceea ți-ai cunoscut viitorii socri. Wow. Oh. Salata asta, băf, e la fel de acră ca mama soacră. Am observat că la voi în familie se poartă chelia. Auzi, tata socru, pe la ce vârstă s-a îngrășat nevasta dumneavoastră ca să știu cum merge în familie? Pot să dau și eu una aici? Te rog. Aduceți-mi nota că vreau să plec. Noi nu vrem să facem copii. Păi nu vreți ce ați făcut dumneavoastră? Și mergem la ultima încercare din seara asta. Cea mai nepotrivită replică atunci când te oprește poliția rutieră noaptea de revelion după ce ai consumat. Dumne, urâtă meseria aveți. Să stați așa... Să stați așa pe străzi de revelion. Bă, tu m-ai oprit că erai singur, nu-i așa? Bine, mă! Am băut doar un pahar. Dacă vrei, am o șică întreagă în spate. O bă? Domnule, știi ce păcat e să începe anul fără bani în buzunar? Ia luați de aici, vă rog frumos. Nu știi care a fost dilema mea toată viața? Sunteți doi, da? De ce sunteți mă îmbrăcați la fel? Sunteți gemeni sau... Ha ha ha.
Doamne, nu-ți dau nici permisul, nici buletinul, că merge prost tot anul. Da, așa vă să întreb și eu, dar tu de unde vii? Următorul nostru invitat spune că dacă l-ar întâlni pe Dumnezeu, l-ar întreba: cum ai ajuns în poziția asta? Și-ar dori să aibă puteri supranaturale și un proiector conectat la gândurile lui. Aplauze pentru Vlad Craioveanu! Ia uite cum a venit îmbrăcat de business. Vrei să cumpere misiunea? Nu, am asigurări austriece pentru voi, dacă vreți să o semnez la fiecare, e ok. Vlad, cum a fost pentru tine 2022 ăsta? Scurt. Deci de-a început că l-am și terminat. Puțin. Când am crezut că am scăpat de pandemie, am dat de război. Când acum sunt curios ce mai urmează. Era o glumă. Extraterestri. Da, 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 da. Okay. Ne întâlnim cu eu aștept. Tu pari așa un tip foarte sigur pe tine. Par. Opa, opa. Ce te emoționează până la lacrimi așa? Eu sunt genul plângăcios la filme așa. Eu cred. Da, da, da. Ultimul la care ai plâns, repede. Game of Thrones. S-a terminat. Dar dacă n-ai fi fost coleg cu mine la radio, aș fi fost domeni? Patron. Ai fi fost patron. Și nu mai eram colegi. Nu mai eram colegi. Da. Dar... n-ai fi lucrat pentru mine, nu? Depinde, negociem, discutăm. Stai să terminăm emisiunea și vorbim. Facem noi ceva, ok. Dacă ai avea un regat, regatul Craioveanu, care ar fi primele... Ar fi în Schengen, ar fi în Schengen, am înțeles. Da, da, da. Care ar fi primele trei legi pe care le-ai da? Aș trata extremiștii. Nimeni n-ar avea dreptul să fie extremist în regatul meu. Mi se pare cam extremist în legea asta. Așa pare. Da. Oamenii nefericiți ar fi dați afară din regat. Cum aș prinde pe unul că nu e fericit? Afară, ieși acasă. Măi, eu cred că s-a întâmplat... Ar fi fericirea obligatorie la mine. Eu cred că s-a întâmplat treaba asta undeva și au venit încoace toți. Nefericiți. Da. Și mai e o lege. Da, aș interzice legea gravitației. Dacă te-ai sunat tu pe tine în direct la radio, ce întrebare incomodă ți-ai pune? Asta e hard. Mi-ai dat greu. Cât mai ai de gând să continui? Lucian știe că probabil a primit și el. Nu lași tu locul unuia tânăr sau ceva? Să nu vorbim de microfon în casa ascultătorilor. Exact. Eu prefer să vorbesc de lucruri frumoase, da, nu de lucruri dure, așa, hard, ca Lucian. Care a fost cea mai frumoasă petrecere de Revelion la care ai participat? Îți mai amintești? Păi mult, dacă a fost frumoasă petrecerea de Revelion și a fost reușită, normal ar fi să nu mai amintesc. De aici e completarea mea, mă gândeam eu. Am avut și eu petrecere din asta, am fost la o degustare de whisky în Scoția, îmi aduc aminte aterizarea și decolarea. Asta a fost o ieșire bună. Despre asta vorbim. Ce îți dorești pentru 2023, Vlad? Pentru 2023? Să se liniștească naibii toată demența asta mondială și să am și ocazia să spun nu s-a întâmplat nimic astăzi, e o plictiseală pe pământ de... N-avem știri de dat la televizor. Da, mi-e doar de perioadele alea când nu se întâmpla nimic și dădeai știri cu glumiță de pe la masuri. Ursuleți, pisicuțe. Să zic, bă, e pace peste tot. Da. Să fie pace în lume. Da. Dar plugușor ai?
Am făcut rost de ceva. Că am înțeles că te-ai pregătit. Preadaptare, un update 2022. Mamă, dar tu vezi cum ne... Deci este slow burner, Vlad, este slow burner. Ne ține aici în suc propriu. Noi am auzit că tu ai pregătit un plugușor și nu zici nimic. Adică noi tot așteptăm momentul. Hai, Vlad. Se dezlănțuie. Lui îi place pe canapea, de fapt, știi? Eu n-am frică de penibil, deci... Hai, te rog, te invităm. Uite microfonul aici. Ia microfonul ăsta. Ok. Te rog frumos. Ia să vedem. Ia, hai să vedem. Aho, aho, vlogger logați. Stați puțin și nu postați. Lângă noi vă alăturați și story-ul vi-l ascultați. Omul bun te urmărește. Timpul e scurt, netul e mare, contentul rapid dispare. Vizualizări din belșug, pentru al tău meșteșug. Influencer din munți și voi, ia mai postați, măi, flăcăi, hăi, hăi, hăi. Te-ai apucat de vlog, poate pică de un troc. Și ai postat un canal în mod repetat. Unboxing-uri, reacții și poze, cu hashtag-uri după proze. Cu filtre, retușări, pachet complet. Și nu e un pamflet, tu un trending te-ai sculat. Și cu follower-uri te-ai umflat. S-o pui de un drum curat, de influencer nebanat. Te-ai pornit într-o joi cu un TikTok de soi. Să faci live-uri printre stele, trandafiri și acadele. Link-uri și alți frați să tot adunați. Ia mai postați, băi, flăcăi, hăi, hăi, hăi. De urat am mai urat, dar mă tem că veți scrolla prin feed-ul dumneavoastră departe de pagina noastră. Să fiți toldora de fani la anul și la mulți ani! Apropie miezul nopții și Oana s-a retras un pic pentru că ne pregătește o surpriză acum pe final de an. Iar eu, pentru ultima retrospectivă, am invitat un om fascinat de călătorii și de biografii. Teodora Tompea! Da. Teodora! Ce primire, Lucian, mulțumesc! Mulțumesc că ai venit, mulțumesc că ești aici în... cât mai avem din anul ăsta? Foarte, puțin, foarte puțin, puțin, foarte puțin. E ceva ce n-ai apucat să-mi spui pe 2022? Dacă ar fi fost ceva ce ar fi trebuit să-ți spun, cred că ți-aș fi zis până acum, nu? Eu cred că totuși... Dar eu mai am ceva să spun, trebuie să spun ceva, pentru că mă bucur că facem împreună retrospectiva celor mai importante știri din 2022. Și au fost câteva. Au fost uh-huh. Destul de multe. Acum, ce se mai poate întâmpla în ultima jumătate de oră? Crezi că se mai întâmplă ceva? Să sperăm în afară că nu. De revelionul nostru, nu știu. Dar, dacă e ceva, facem breaking news împreună. Ești pregătită? Da. Ia să aud în cască, se întâmplă ceva? Nu. Atunci mergem cu știrile de dinainte de anul. Dar în orice secundă se poate transforma, Lucian. Suntem pregătiți, știți cum suntem, dar la știri, așa, stăm așa, în Blockstar. Eu nu mai lucrez la știri de 12 ani, dar tot așa am rămas, să știi. E de la spate, mă doare. Nu ne mai ținem neapărat așa de masă, dar da, suntem pregătiți să alergăm. Suntem. Anul 2023, apropo de alergat, multă lume a alergat, s-a dus în Marea Britanie, pentru că acolo a fost o știre mare și în același timp tristă. A fost anul în care s-a încheiat domnia de peste 70 de ani a reginei Elisabeta a II. Dar să știi că hai să nu vedem totul așa de trist. Până la urmă, regina Elisabeta a II a trăit aproape 100 de ani. Mare noroc, noi nu știu dacă apucăm asta sau nu, să fim serioși. Cea mai lungă domnie, printre cele mai importante din lume și din Europa, a păstrat tradiții peste tradiții și până la urmă a murit de bătrânețe. Charles a fost așa cum și-a trăit toată viața. Puțin, tot aștepta să ajungă rege de i s-au urât, i s-au lungit urechile. Are cele mai lungi, 70 de ani, așa. Cele mai lungi urechi din Viscria în momentul ăsta și asta nu e puțin lucru. După câte știi, dacă mănâncă sănătos, că el mănâncă sănătos, că e cu produsele de acolo, tradiționale, de la țară,
de la Viscri, aleargă cu câinii de stână sau le aleargă câinii de stână pe el, nu știu exact. Eu așa am pățit că m-am dus cu bicicleta. Dacă descoperă și pastila pentru nemurire, eu zic că chiar are șansă să o depășească pe mama. A, zici? Mare noroc să fie așa. Dacă ăsta este secretul, zic să ne apucăm și noi, sau am pierdut startul ăsta. Nu știu ce să zic. În cazul tău sau al meu? Cazul meu. Pentru că na, dar vorbind de oameni bogați și de jucăriile lor, cel mai bogat om din lume, Elon Musk, și-a cumpărat cea mai scumpă jucărie din lume, platforma Twitter, 44 de miliarde de dolari a dat pe ea și a și stricat-o. Preferatul meu, da, scump, putea să-și ia de la SH. Uite, trebuia să urmărească acum revelionul nostru să afle exact. Și-o lua la SH, rulată la jumătate de preț până la urmă. Și oricum lucrurile nu sunt nici acolo chiar așa. Noi poate în România suntem obișnuiți, știi? Jumătate dintre utilizatori sunt de fapt boți care spamează. Și hai să fim serioși, că în România nici măcar n-a prins. Sunt vreo 100.000 de utilizatori de Twitter, așa că, nu știu, ne interesează. Andy Moisescu și încă vreo 10 sunt de fapt. Hai, treacă de la noi. Hai, eu am o explicație apropo de chestia asta. Există două tipuri de români. Ăia cărora le fug ochii când văd litere și stau pe Instagram și TikTok, nu se pot concentra la... Ți-ai așezat ochelarii mai bine, da. Așa. Și cei cărora le place atât de mult să scrie încât nu se pot limita la alea 280 de caractere. Așa că sunt pe Facebook cu mine, cu bătrânetul. Da, e bine, e bine, Twitter, Lucian. Și TikTok-ul. Acum, hai să nu intrăm în polemici, că s-ar putea cei care ne urmăresc să fie destul de supărați pe... noi dacă desființăm neapărat TikTok-ul, dar hai că și Twitter-ul e bine. E bine. Oamenii cred că astea, rețelele sociale, înlocuiesc cărțile. Nu! Ele înlocuiesc filmele, distracția, glumele, bancurile. Adică nu trebuie să le mai luăm atât serios. Pe mine mă cât de mult timp pierzi pe TikTok. Și eu mi-am făcut cont de TikTok și am pierdut o groază de timp. Câștigi că scrollezi și mai vezi pe cineva și mai vezi. Câștigi, ăsta e câștig. Al TikTok în primul rând, dar după aia și al tău. Mergem mai departe. 2022 a venit și cu sancțiuni din ce în ce mai serioase pentru Putin din partea comunității globale. Federația Internațională de Judo l-a suspendat din toate funcțiile. Ce urât. Mi se pare foarte urât. Acum eu sper că nu i-au luat și centura portocalie, că ar fi acum chiar persecuție curată pentru Putin. Are centura maro după ce a căzut pe scări. Și mergem mai departe să vorbim despre schimbările climatice. Subiectul care au... meu. Îți place? Da. Păi am și emisiune. Ai răcit planeta de când faci emisiunea? încerc. Planeta se tot încălzește, dar în fine, am să găsesc soluția salvatoare, nu ca Greta Thunberg. Da, hai să zicem. Da, asta Greta acum s-a apucat de școală, am înțeles, nu mai e simpatică. Daci, că învață bine. Da. Bun, schimbările climatice au și efecte, nu o să-ți vină să crezi, efecte pozitive. Ia. Anul acesta a venit cu vânzări record de banani la noi în țară. Cum adică banani? Banani care? Pomul, copacul, ăla în care crește banana, exact. De unde o mâncăm pom. Noi? Sau au început să apară banani în Chitila, în Tătășești, așa și de buleni. Banana de dăbuleni. Da. Și ce urmează să-i vedem când pe cazi pe ea, îți faci capul. Să-i vedem pe țăran cum le culeg și se apucă să facă țuică sau ce se întâmplă în următoarea perioadă. Țuică de banane, nu e rău, adică unii suntem schimbări climatice, noi ai în România... Ai bea țuică de banane? Dacă aș bea țuică de banane? Da. Fără alcool, dacă să aștept versiunea fără alcool, că vreau să și conduc după aceea. Dar eu să știi că de-abia aștept să mă plimb cu Camila prin deșertul ăsta al Oltenii, în sezonul musonic. După aia o să mă opresc lângă o oază, salut un beduin, culeg smochine, o să fie frumos. Eu la țară am smochine acum și trebuie să mai acoperi în vara. Da, asta știi, stai, că am rămas la... Nu, întoarce-te la partea cu... Tu vrei să te plimbi cu Camila. Da. În România. Chiar aș vrea să te văd. Acum, știi, ținând cont de faptul că generațiile anterioare au trăit cu răpirea din serai pe perete, acum să o vedem și în realitate. Dar mare grijă la șacali, să nu-ți muște Camila imaginară de picior. Nu îmi fac nicio grijă. Să vezi când o să fie Camilele second hand în România, fără cocoașe. Bun, între timp, în China, politica lor națională de zero COVID a început să cam dea în absurdități. Hai să fim serioși. Adică, pescarii au ajuns să testeze peștii de COVID de frică să nu apară un focar nou, dacă poți să imaginezi. Pescarii sportivi și prind peștele și apoi îl aruncă înapoi, sau cum? Nu acum, nu-l mai pupă. Nu-l mai pupă. Salută, îi fac testul. Dacă e pozitiv, izolare în acvariu 2 săptămâni. Bun, pentru prima oară în istoria muzicală a omenirii, melodia anului 2022 a fost lansată cu doar jumătate de oră înainte de sfârșitul anului. Serios? Ei, da. Ce melodie? Adică da. Acum? Chiar acum? Așa? Da. Cea pe care ne-o cântă Oana chiar acum.
to drinking rum and whiskey. Now won't you have a double with me? Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things and what you're doing. In my head I paint a picture, but since I'm coming home where my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress, won't you come on over? Întreb cum mă distrez? De minune! E o minune că sunt viu! Liniștește-te! Doamne, voi vreți să mă omorâți pe mine până la urmă? Nu! Mai aveți ceva să mă întrebați? Spune ce se întâmplă în jurul tău! Îmi dau demisia! Uite, mi-am dat demisia în direct! Acest program vă este oferit de Superbet. Bună seara, dragi telespectatori! Bucurie mare în Giulești pentru că în această seară Rapidul a câștigat cel de-al patrulea titlu din istorie. Antrenorul echipei, Adi Mutu, este alături de noi. Bună seara, Adi! Bună seara! Spune-ne, te rog, cum ai reușit să-ți motivezi jucătorii să câștige acest trofeu? A fost un campionat dificil. Le-am spus jucătorilor de la început să rămână cu picioarele pe pământ. Am trecut de la agonie la extaz, exact ca orice suporter care băga bilete pe Rapid. Primul titlu din cariera de antrenor, cum se simte? Sunt fericit. Mă bucur cumva în interiorul meu. Simt un pic că mi s-a urcat la cap, dar încerc să rămân cu picioarele pe pământ ca să dovedesc oamenilor că vorba din popor e adevărată. Mutu, știți vorba, calcă pământul. Te gândești să antrenezi și în afară? În afară de Rapid nu mă văd antrenând. Nu văd de ce aș lua-o de la zero. Aici toată lumea mă respectă, da? Băieți îmi spun mister. Chiar dacă pentru unii e un mister, că nu știu ce înseamnă cuvântul. Mulțumim, Adi, și distracție plăcută de seară. Mulțumesc și eu. Dacă vrei să vii la un pahar, te așteptăm în spate. Nu? Nu, mulțumesc.
Ok? Apreciez că rămâi cu picioarele pe pământ și că îți faci treaba până la final. Seară bună! Acest program v-a fost oferit de Superbet. Va fi cu adevărat un super meci live pentru o lume întreagă. Bucură-te de super fotbal. Superbet. Go super! Unde pleci iar? Am uitat de cadou. Dacă mai sunt cadouri de luat, sărbătorile nu s-au terminat. De Boxing Days la EMAG ai super oferte până în ultima secundă a anului. Cum ar fi televizorul Starlight 109 cm Smart 4K Ultra HD la doar 999 lei. EMAG. Mi-e și frică de următorul moment. Hai mă, Oana, fii curajoasă! Sper măcar de această dată să nu fie tot Raul acolo. Hai mă, n-are cum, e imposibil, lasă că îl introduc eu acum. Bună seara, ești în direct! Bună seara, bună seara! Ce să zic, e ușor să stai în studio? Că zici că ți-e frică. Da, Raul, dar cum de ești tot tu în Cape Town? Cum s-a întâmplat să călătorești din Turcia în Africa de Sud, așa, într-o altă oră? Cum ai reușit? Întrebarea asta mi-o pun și eu. N-a putut să decoleze avionul de la Ankara, așa că am luat un autobuz și ne-au dus pe toți la Cape Town, că pleacă un avion în 2 ore de aici. Stai un pic. Știi distanța între Ankara și Cape Town? Nu cum au ajuns autobuzul mai puțin 2 ore acolo? Nu vrei să știi cum gonea nebunul ăla? Ne-am pus 2 rânduri de centuri! Spune-ne, te rog, cum este în Cape Town? Care este atmosfera de Revelion? Cum petrece lumea acolo? Halale, empatie! Eu vă spun că de-abia am scăpat cu viața în autobuzul ăla și tu mă întrebi cum mă distrez? De minune! E o minune că sunt viu! În ultima oară m-am distrat cu 45 de Tatăl nostru și vreo 20 de îngeri îngerașul meu! Raul, trage aer adânc în piept. Liniștește-te! Fii calm, uită de ce s-a întâmplat până acum, prezentul e important, deschideți chakrele, spune ce se întâmplă în jurul tău. Doamne, voi vreți să mă omorâți pe mine până la urmă? Nu! Ce aer să trag în piept, că au început ăștia cu pocnitoarele și miroase numai pucioasă de-aia. Raul, îmi pare rău să spun, dar tu nu ești om de știri, nu așa se face o transmisiune în direct. Nu, ia auzi, o-i fi și de la Resurse Umane acum, dar ce vrei să zic? Păi orice, numai ce zici nu. Adică, ce fac ei acum cu câteva minute înainte de miezul nopții? Să iei un mic interviu? Da, uite că îmi dau mie un interviu. Ce faci? Îmi dau demisia. Uite, mi-am dat demisia în direct. Ești mulțumită? Ai lăsat un om pe drumul fix de anul nou, Ana. Raul, hai să intrăm în noul an cu speranță, cu bucurie. Aha, intrați voi în anul nou, că eu am intrat în depresie. Nu e nicio problemă cu nos și pentru tine. Am și eu niște psihoterapeuți care pot să te scoată din orice depresie. Ia acasă. Faci terapie? Nu, am un contract de promovare cu un cabinet. Nu știu ce ziceți acolo, că vă aud destul de rău, dar mie îmi sună a terapia conspirației. Mai aveți ceva să mă întrebați? Păi nici nu știu ce să te mai întrebăm, Raul. Zi tu ce vrei. Ce să vreau? Un apartament cu 2 camere în zona Cotroceni, minim 60 de metri pătrați, loc de parcare nu trebuie că n-am mașină. Perfect, ajut, eu cunosc și niște experți imobiliari. Alt contract de promovare. Bineînțeles. Da. Trebuie să trăim și noi din ceva, nu? Da, mulțumim, Raul, pentru ce nu știm exact, dar... Îți dorim să ai un an nou mai bun și să fii mai pozitiv. Pozitiv? Da. Am fost de 2 ori pozitiv în 2020 și m-au băgat în casă câte 14 zile. Nu mai vreau. Bine, gata. Nu ne înțelegem cu el. Lasă. Raul, la mulți ani să ai reportaje mai ușoare, îți doresc. Nu o să mai am nimic. Nu mai vin în țară. Rămân aici la Cape Town. Raul, mulțumim. Baftă în viață. Perfect! Acum am ajuns la momentul pe care l-am așteptat de când a început emisiunea.
monologul meu de final. Ce monolog de final? Da. Mă, Lucian, n-ai avut monolog la începutul acestei emisiuni? Cine te crezi, mălăele? Păi nu trebuie să terminăm emisiunea puternic, monolog? Așa se face la show-uri. Mamă, Lucian, nu mai e nimeni acum în fața televizorului. De ce să nu mai fie? Păi, Lucian, mai sunt 2-3 minute până la Revelion. Lumea deja își trage geaca, își pregătesc șampania, bandul nostru se pregătește să plece. Ia, DJ Mircea a plecat deja. Serios, știi cât am stat să scriu monologul ăsta acum pe bună? Serios, era... Avea cu de toate, cum a zis la început, și o urmă, despre români, trecut, viitor. Te întrista puțin, dar îți dădea și speranță, avea și niște glume. Era chiar scris ca lumea. Da, deja jumătate dintre telespectatori sunt afară și cealaltă jumătate în ușa de la balcon, Lucian. Serios, dacă vrei să faci o treabă bună, uite, ai aici un pahar gol și al tău e gol. Umple-le cu șampanie, te rog. Ăsta e răspunsul la toate. Dar să știi că aveam și detalii personale în monologul ăsta. Adică povestea despre copilăria mea. Se recunoștea oamenii. Tu crezi că asta interesează pe oameni în seara de Revelion? Să te audă vorbeam și de tine, să știi, te lăudam un pic. Ai fost o gazdă excelentă, ziceam și de tine. Nu era așa. Păi spune așa? Așa îți place? Păi să spui despre mine de bine, da? Păi da. Da. Păi oameni buni, lăsați artificiile alea, că le mai vedeți și la anul. Și le-ați văzut și anul trecut și oricum le vedeți așa. Și online, dacă e. Aha. Are Lucian aici un monolog, hai să-l ascultăm. Un final de monolog. Te-ți pregătiți? Și de aceea, eu cred că în ciuda tuturor problemelor care apar, România are un viitor strălucit în fața ei. Mm. La mulți ani, români. Foarte frumos, foarte frumos, Lucian. S-a plăcut? Da, da. Dar eu nu cred că se înțelege nimic. Mm. Adică trag o concluzie, dar n-am zis de unde. Ce mai contează cum ajungi la ea? Important e că e o concluzie bună, nu? Dragii noștri, mulțumim tare mult că ați petrecut această noapte alături de noi și vă dorim un 2023 plin de bucurii. Și pentru cei care ne mai aud, lăsați televizoarele pe Digi24 să începem și noi anul nou cu vârf de audiență. Acest show a fost oferit de Crescova Vodka. Auzi, nu vrei să spun ție mai bine tot monologul? Lasă-i pe ei. Nu vrei tu mai bine să ne sunăm mamele? Hai! Da. Hai să sunăm. Hai eu pe mama, tu pe mama. Ce atâta televiziune? Hai! Alo, mama? La mulți ani, mama, să rămână! Alo? Acest program vă este oferit de Superbet. Bună seara, dragi telespectatori! Bucurie mare la Cluj după ce CFR a câștigat cel de-al 6-lea titlu consecutiv. Alături de noi este omul care a făcut posibil această performanță, antrenorul echipei Dan Petrescu. Bună seara! Bună seara! Dar nu e doar meritul meu. E meritul întregii echipe. Când am intrat eu pe teren. Bine, am mai intrat când m-au enervat arbitrii. Dar așa e în România. Un titlu nu-l câștigă doar antrenorul, îl câștigă echipa. Dar dacă pierde titlul, îl pierde doar antrenorul. Care e secretul unui campionat reușit? Să te ceri cu arbitrii la timp. Ăsta e secretul. Cum veți sărbători în această seară? Cum să sărbătoresc? Mai stau și eu la un pahar cu băieții și după aia mă duc acasă să mă relaxez. Vreau să îmi pun meciurile în care am câștigat cu 1-0, că pe alea dorm cel mai bine. Vă prinde noul sezon pe banca CFR-ului? Eu zic că mă prinde. De ce? Știți dumneavoastră ceva ce eu nu știu? Nu, întrebam doar așa. Știu că în trecut ați mai plecat să antrenați în străinătate. Uite că anul ăsta nu mai plec nicăieri. Și o ultimă întrebare. Vom vedea în sezonul viitor CFR-ul în grupele Champions League? Dacă nu o să mai primim gol, o vom vedea, vă garantez eu. Și o să mă asigur eu că nu o să mai primim gol. Că o să le dau eu un masaj românesc. Mulțumim mult și petrecere frumoasă. Mulțumesc și eu. Dar nu, că nu mai stau. Deja mi se închid ochii. Oricum, îi am deja închiși.